Bună dimineața, sunt Raluca Alhadad, este ora 9, sunteți la Prima News. Mărturiile pacienților lui Dante Sloianu, medicul acuzat că a montat simulatoare cardiace luate de la morți, sunt tulburătoare și revoltătoare. Oamenii au povestit că au fost operați fără prea multe explicații, unii dintre ei având grave probleme de sănătate după intervenție. Alții și-au pierdut viața la nici 2 luni de la operații, iar rudele cer să se facă dreptate. Invitat aseară în emisiunea Proiect de Țară România de la Prima News, fostul ministru al apărării din Republica Moldova, Anatol Șalaru, a declarat că știa de anul trecut că Rusia pregătește o tentativă de lovitură de stat în Moldova. Președintele Maia Sandu vorbește despre o tentativă de lovitură de stat eșuată acolo la Chișinău, cu privire, desigur, la Moscova, la Kremlin și la administrația Putin. Cât de reală este această amenințare pentru Republica Moldova? Această tentativă încă nu este eșuată, deoarece Maia Sandu săptămâna trecută a primit de la președintele Ucrainei Zelenski toată informația de care dispunea el, de la serviciile de informații, serviciile de inteligență, care au obținut niște documente din Rusia și Maia Sandu până acum n-a făcut asemenea declarații. Pentru prima dată le-a făcut bazându-se pe documente secrete. Care le-a primit, secrete. Deci da. Credeți în importanța acestor dezvăluiri și în gravitatea lor? Cred, fiindcă eu de aproape 10 luni vorbesc despre această tentativă. Anul trecut am fost de mai multe ori la Kiev, am fost invitat de persoane oficiale din Ministerul Apărării și din alte instituții și mi s-a spus cu text deschis că Rusia pregătește o tentativă de lovitură de stat în Republica Moldova. La Prima News, Anatol Șalaru a spus că, citez, unica soluție pentru Moldova este unirea cu România. E timpul să înțeleagă că teritoriul românesc de peste Prut trebuie să se unească cu România, fiindcă altă soluție nu există. Ori peste 10 sau 15 ani, Republica Moldova trebuie dusă la azilul de bătrâni, fiindcă nu va mai avea cine să lucreze să plătească impozite, a spus Șalaru. Tot la Prima News și europarlamentarul Ramona Strugariu a vorbit despre situația din Republica Moldova. Ea nu crede că va fi un război sau nu se va pune prea curând problema unei intervenții militare în această țară. S-a scris istorie ieri la Kiev. Președintele american Joe Biden a vizitat orașul pentru prima oară de la începutul invaziei ruse. Liderul de la Casa Albă s-a plimbat pe străzile capitalei, pe fundalul sirenelor antiaeriene și a depus o coroană de flori pentru soldații morți în lupte. Vizita președintelui Biden în plin război nu a fost doar o reconfirmare a sprijinului neclintit pentru Ucraina, ci și o adevărată demonstrație de forță în ceea ce privește securitatea. După vizita în Ucraina, Biden a ajuns la Varșovia. Iar președintele Vladimir Putin, președintele Federației Ruse, se va adresa astăzi camerelor reunite ale Parlamentului cu 3 zile înainte de împlinirea unui an de la declanșarea invaziei Ucrainei. În discursul său, Vladimir Putin va aborda situația actuală, în special ofensiva rusă în Ucraina și situația economică a țării. În mod tradițional, Putin ține în fiecare an un discurs despre starea națiunii în fața parlamentarilor ruși, în care face bilanțul pe anul anterior și stabilește noi direcții strategice. În 2022, discursul a fost însă anulat în urma invaziei armatei ruse în Ucraina. Discutăm și noi pe larg despre acest subiect la ora 10, alături de invitații noștri. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, vine într-o vizită oficială în România, joi 23 februarie, au declarat surse oficiale pentru Libertatea. Maia Sandu va fi primită la Cotroceni de președintele Klaus Iohannis și va avea discuții și cu alți oficiali români, inclusiv premierul Nicolae Ciucă și cu președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu. Pe 13 februarie, președintele Republicii Moldova a acuzat Rusia că plănuiește o lovitură de stat cu ajutorul unor cetățeni instruiți militar, camuflați în civil, care ar urma să desfășoare acțiuni violente mascate sub proteste ale așa numitei opoziții, pentru a forța schimbarea puterii de la Chișinău.
Două cutremure puternice au lovit sudul Turciei ieri seară. Primul seism a avut magnitudinea de 6,4 pe Richter, iar la numai câteva minute a urmat încă unul de 5,3 grade. Ambele au fost înregistrate în provincia Hatay, cea mai afectată de cutremurul devastator din urmă cu aproape două săptămâni. Seismele s-au resimțit violent și în zonele Antakya și Adana, la 200 de kilometri mai la nord, iar mai multe persoane au fost rănite. Bilanțul celor dispăruți a ajuns la 47.000. 41.000 dintre victime s-au înregistrat în Turcia, iar aproape 6.000 în Siria. Și 5 noi cutremure au avut loc și în județul Gorj, la noi în țară, în ultimele ore. Cel mai puternic a avut magnitudinea 3 pe Richter. Specialiștii au anunțat că activitatea seismică va continua în zonă în perioada următoare, dar replicile celor două cutremure mai mari de 5 vor scădea în intensitate. Până acum s-au înregistrat peste 700 de replici ale cutremurului de 5,7 grade înregistrat marțea trecută. Siguranța blocurilor din București la cutremure este un subiect tot mai dezbătut în urma dezastrelor din Turcia și Siria și, iată, a cutremurelor care au loc și la noi în țară. Sunt unele categorii de clădiri mai vulnerabile decât restul, avertizează specialiștii în construcții. Este vorba despre cele care au spații comerciale la parter și, în acest fel, au structura de rezistență slăbită. Sport acum, Craiova lui Mititelu nu abandonează speranța pentru play-off. Cu a treia victorie la rând în campionat, împotriva Voluntariului, FCU îi suflă în ceafă lui Șepși. Este război în toată regula în fotbalul românesc. Șucu e la cuțite cu Marian Iancu. Patronul Rapidului și-a spus oful într-un comunicat oficial. Și meteo, vremea se încălzește. Astăzi temperaturile maxime se vor situa între 9 și 19 grade, cu 10 mai mult decât normalul acestei perioade. În nord, în centru și în nord-vest va ploua slab. Vântul va fi prezent în toată țara, cel mai tare o să bată la munte, unde vor fi rafale care vor depăși chiar și 110 km la oră. Continuăm discuția despre acest caz pe care l-am menționat la începutul jurnalului nostru. Vorbim despre ceea ce s-a întâmplat la secția de cardiologie în Iași și în Brașov. Medicul sau medicii care foloseau aparate cardiace de la persoane decedate pentru a le reimplanta unor noi persoane care în anumite cazuri nici măcar nu aveau nevoie de astfel de intervenții. Discutăm acest subiect foarte delicat astăzi cu Ioana Răduca, jurnalist care este alături de mine în platou, Ana, care este pacientă, fost pacient al acestui medic de la Iași. De asemenea, se vor alătura pe parcursul discuției George Curcă, directorul Institutului Național de Medicină Legală, Oren Iancovici, medic cardiolog, Daniel Coriu, președintele Colegiului Medicilor din România. Bună ziua tuturor, mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Bună dimineața! Ioana! Bună dimineața! Am tot văzut diverse cazuri pe zona medicinei, a spitalelor în România. Aproape că nu ne mai miră nimic. Și totuși... Nu chiar. Și totuși a venit acest nou caz șocant și bulversant. Ce se întâmplă? Cum a fost posibil? Vorbim despre refolosirea unor aparate ale căror producători spun că nu se pot refolosi, nu se pot resteriliza. Și chiar dacă cineva încearcă acest lucru, sterilizarea nu este completă, nu este reală. Deci aceste aparate trebuie aruncate la gunoi. Cum a fost posibil ca un medic care ar trebui să știe, să înțeleagă gravitatea și consecințele, face așa ceva? Răspunsul pe scurt ar suna din punctul meu de vedere așa. S-a putut întâmpla asta pentru că oameni din interiorul sistemului au știut care sunt hibele din sistem și s-au folosit de ele. Atât de simplu pare să fie la ora asta. Dar fără să fiu nepoliticoasă față de tine, aș vrea să te gândești un pic cum se va termina povestea asta. Să ne imaginăm că este deja 2024, că am discutat, s-au făcut aceste anchete deja anunțate. S-au tras concluziile. Ce se schimbă în sistem? Și părerea mea e că nu se va schimba nimic. Și din nou, așa cum spuneai tu, vom mai descoperi peste o lună, două, șapte, nouă, un nou caz care ne uimește. Știi foarte bine că avem o mulțime de instituții care trebuie să vegheze calitatea actului medical. Una dintre ele este AMCS. Trebuie, da. Autoritatea Națională de Management a Calității în Spitale. M-am uitat pe site-ul acestei instituții care a verificat spitalul unde lucra acest
nu i-aș mai putea spune doctor la acest moment, să-i spunem acest domn care avea cartea de muncă la un spital din România. Și am găsit o declarație a managerului de spital semnată în 2021, e o procedură uzuală, care, printre altele, menționează faptul că managerul se angajează să comunice angajaților orientarea către pacienți și importanța respectării cerințelor legale și a reglementărilor aflate în vigoare. Jurământul lui Hipocrate, un pic mai vechi decât o lege din România, de acum pe unde o fi? Trecând de jurământ, avem proceduri clare, avem un program național. Deci nu procedăm așa. Un medic n-a fost de bună credință, a vrut să salveze niște pacienți. Așa cum spune avocatul lui, pentru că sistemul este sărac, avem mii de dispozitive cu niște medicale. Aparate disponibile, gratuite pentru pacient, pentru că sunt decontate de casă, adică aceste argumente nu stau în picioare. Deci avem prea multe instituții care fac fix nimic, pentru că până la această oră, deși au trecut foarte multe zile, corectează-mă, te rog, dacă greșesc, eu nu am auzit de la Ministerul Sănătății, de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, de la ANMCS, un punct de vedere pertinent, articulat și să vedem dacă toate spitalele care sunt incluse în acest program național sunt la această oră verificate. Mai mult decât atât, 238 de pacienți, spun procurorii, au trecut prin acest tratament oribil. Oameni sănătoși au fost îmbolnăviți cu bună știință. 238, un dispozitiv implantat pe săptămână. Era timp suficient ca cineva pe tot acest fir să-și dea seama că se întâmplă ceva. Da. Haideți să vorbim cu Ana, care a fost pacienta acestui om, pe care nu o să-l mai numesc nici eu doctor. Bună dimineața! Bună dimineața! Aș vrea să vă întreb care a fost interacțiunea dumneavoastră cu medicul și ce s-a întâmplat exact. Ați avut și dumneavoastră parte de operație sau s-a limitat interacțiunea la un moment dat? Eu am fost supusă intervenției de către echipa domnului doctor Tesloianu în mai 2021. În timpul intervenției, deci pentru implantarea unui aparat de sincronizare și defibrilizare. Știți acum dacă această operație vă era cu adevărat necesară sau a fost, ca în cazul altor pacienți, ceva indus cu tratament incorrect? Ați reușit să aflați sau nu știți? Conform afecțiunilor mele cardiace, s-a considerat că e necesară. Eu am avut încredere și am acceptat. Și ce s-a întâmplat după operație? Sau cum a decurs operația? În timpul intervenției au intervenit, în timpul implantării au intervenit complicații și până la urmă aparatul nu a fost montat definitiv să funcționeze. A fost sau nu a fost, că nu am auzit foarte bine? Nu. Ok, deci ați scăpat cumva de calvarul de după de care au avut parte alți pacienți. Nu. Deci în timpul intervenției am avut complicații, aparatul n-a fost montat până la sfârșit și după aceea am fost... complicațiile au fost foarte mari și a fost nevoie să intervină SMURD-ul la spitalul de la Parbon ca să pot să-mi revin. În ce au constat complicațiile? V-au spus medicii, v-au explicat exact despre ce a fost vorba în timpul operației? Nu. Prea multe explicații n-am primit. Ceea ce am înțeles eu după aceea, că am făcut pericardită și pleurizie și a fost nevoie de o perioadă foarte lungă de recuperare. Avem și medici în discuție, o să întreb din ce v-au auzit pe dumneavoastră, dacă li se pare că aveați nevoie sau dacă își pot da seama. Aș vrea să rămâneți alături de noi. Aș merge acum la doctorul Iancovici. Bună dimineața! Cred sau sper că ați auzit-o pe Ana. Aș vrea să vă întreb ce înțelegeți dumneavoastră din această descriere foarte scurtă, evident și fără analize în față, a ceea ce a trăit ea în operație sau în relația cu acest om. Vi se pare că și ea ar fi fost unul dintre cazurile la care nu era nevoie de acest implant sau asta nu se poate vedea așa la o primă vedere? Bună dimineața! Evident că dintr-o discuție de câteva secunde nu se poate trage o concluzie medicală adecvată.
Aș vrea să menționez și să clarific, bolile de inimă, bolile electrice de inimă, se pot diagnostica foarte ușor pe baza unui electrocardiograme, simptomatologia pacientului și o ecografie cardiacă. Fără aceste cele trei metode de diagnostic, nu se poate astăzi da o indicație de a implanta un dispozitiv sau a da un tratament. Mulți pacienți vin și discută cu noi, medicii, pentru anumite simptome pe care le au, care nu se confirmă ulterior în investigațiile noastre medicale sau, din potrivă, noi facem anumite investigații medicale, cum ar fi electrocardiograme, holtere, EKG, ecografii, care ne dă un diagnostic, dar ele nu se văd simptomatic pe pacient. Deci, în ghidul nostru medical, lucrurile sunt cât se poate de clare. Vorbesc de ghidul medical, nu de legea malpraxisului sau legea românească. Există un ghid medical, există o carte unde noi învățăm ce avem de făcut pentru fiecare boală care apare. Deci lucrurile pentru noi, medicii, medicii cardiologi în speță, lucrurile sunt foarte, foarte clare și nu există dubii. Când avem dubii, noi medicii ne consultăm între noi. Deci, asta a răspuns la întrebare. Ana, pacienta cu care vorbim și care ne și aude în momentul de față, a avut aceste complicații în timpul operației, pericardită, dacă am reținut bine termenul. De la ce poate apărea în timpul unei intervenții? Mă gândesc la cazurile în care medicul le-a dat pacienților medicamente doar ca să le scadă ritmul bătăilor inimii și să justifice astfel de intervenție. În cazul ei, cu această complicație din timpul intervenției, la ce vă duce cu gândul? Ca specialist, fără diagnostice, evident, în momentul de față. Din nou, trebuie să limităm un pic și să fim un pic mai coerenți și corecți cu cazul respectiv, că despre asta vorbim. Până când nu s-a dovedit vina medicului sau faptele respective, foarte greu. Mie personal îmi este imposibil de crezut, pentru că eu știu aproape toți medicii care sunt implicați în dosarul respectiv și pe unii știu personal. Îmi vine foarte greu să cred că un medic poate să dea un anumit tratament ca să facă rău unui pacient sau ca să-l opereze. E aproape inuman să facă așa ceva. Și atunci, la 238 de cazuri, cum s-a ajuns la o asemenea cifră dacă totul era ilegal și incorrect și din punct de vedere medical și din punct de vedere al legii? Cum să faci o greșeală pe 238 de persoane fără să știi de ea tu și încă mulți alții? Asta este greu de înțeles. Eu nu zic că a fost o greșeală, cu siguranță că atunci nu eram aici dacă era o greșeală. Cu siguranță s-au făcut lucruri acolo care nu sunt legale. Vorbeam de administrare de tratament care se ducă, se introducă o boală sau măcar un simptom. Ați discutat la începutul emisiunii legat de lege și controlul legal. Eu lucrez în sistem sau sunt în sistem de aproape 20 de ani, sunt medic specialist de 13 ani. Sistemul s-a schimbat foarte mult în bine. Legile, în general, sunt făcute din cauza sau bazate pe unei probleme care apar tot timpul. Orice lege, sunt hoți în lume, sunt tâlhari, sunt oameni care omor. Orice societate are anumiți oameni care fac ceva care este ilegal. Din păcate, este cazul respectiv. Eu n-aș generaliza legat de tot sistemul medical românesc, care a avansat extrem de mult în ultimii ani, extrem de mult, și în privința legislației, și în privința calitatea medicală. Și inclusiv ANMCS-ul, care a introdus anumite reguli medicale în toate spitalele aprobate de către Ministerul Sănătății și a făcut foarte bine. Dar lucrurile se mișcă încet, din păcate. Legat de cazul respectiv, 200 de cazuri sau peste 200 de cazuri, evident că nu sunt normale și nu este ok și evident dacă se dovedește că a făcut așa ceva, trebuie blamat și trebuie pedepsit în orice fel. De a întrece legea, eu am fost un director unui spital, am avut un spital care era în contract cu casa și avea dispozitivele respective în stoc. Eu pot să spun că dacă un medic vrea să facă ceva rău, cu dorință, poate să facă. Orice om poate să facă ceva rău dacă are o dorință. Și controlul nostru asupra medicilor și asupra sistemului este limitat, pentru că noi lucrăm cu mii de pacienți, nu putem să controlăm fiecare medic ce face și ce a introdus.
verificările de stoc, acolo ajungem, la verificările de stoc și oamenii care mă numără dispozitivele respective și le compară cu CNP-urile introduse în sistem. Se fac o dată la 6 luni, o dată la 3 luni sau o dată pe an, depinde de fiecare spital. Și apoi atunci putem să ne dăm seama că e ceva greșit. Aici multe, pare că lăsă la 5 ani. Da, sunt mai multe intervale decât 6 luni. Da, sunt prea multe. Eu zic că e sistemul. Probabil în spitalul respectiv s-a putut bypassa această poveste și să nu afle, sau probabil că erau mai mulți oameni implicați, nu degeaba au fost mai multe percheziții, mai mulți oameni implicați, că nu e doar un medic care a făcut ceva greșit. Aici este o mare problemă, într-adevăr. Tocmai revenind la partea medicală, și aici vreau să fiu foarte clar, pentru noi medici este foarte ușor de a pune un diagnostic, nu este complicat. E foarte ușor de a trata bolile respective. Numărul de dispozitive nu e atât de mare, mai multe firme producătoare, dar sunt 5, 6, 7 tipuri de dispozitive pe care noi le implantăm în mod curent către pacienților. Dar nu pare să fie o lipsă de astfel de dispozitive, în așa fel încât să încerci să recuperezi de pe cadavre? Ok, ajung și la povestea cu cadavre. În România, sistemul a început să aibă bani și în programele naționale în ultimii 5 ani. Până în urmă cu 4-5 ani nu existau suficienți bani și tot timpul bugetul sau dispozitivele ajungeau pentru primele 3 sau 4 luni anului și ulterior se făceau cereri și cereri ca să primim mai mulți bani. În felul ăsta, numărul de pacienți care erau pe liste de așteptări creșteau și creșteau pentru că nivelul de diagnostic a României a crescut semnificativ și au început să apară mai mulți pacienți care au boala respectivă în toate spitalele. Numărul de specialiști pe care avem, care implantează dispozitivele respective, este foarte mic comparativ cu Uniunea Europeană. Asta duce și din nou la tratarea pacienților mult mai insuficientă. Așa că numărul de pacient este foarte mare pentru cantitatea de bani pe care noi o primim. Dar în ultimii ani lucrurile s-au îmbunătățit. Haideți să vedem, pentru că vorbeam mai devreme de cadavre, să mai vorbim și cu ceilalți invitați. Este alături de noi domnul George Curcă, este directorul INML. Bună ziua! Aș vrea să ne spuneți dumneavoastră care ar putea fi o procedură, dacă ar exista o variantă legală de a recupera niște dispozitive de la oameni care au decedat. În acest caz, legea spune că nu trebuie să se întâmple acest lucru. Vorbim de o rețea care face totuși această extragere a unor sisteme, componente medicale. Care este situația din punctul dumneavoastră de vedere? Facem constatări legate de o întreagă rețea aici. Cum este cu putință ca o întreagă rețea să acționeze și să facă niște proceduri pe niște cadavre care și ele au o situație, o înregistrare? Adică totul este cel puțin aparent foarte greu și iată că s-a întâmplat. Domnule Curcă, ne auziți? Da, eu vă aud. Mulțumesc pentru invitație. Sper că mă auziți și dumneavoastră. Da, acum da. Bun. M-ați chemat în calitatea mea de medic legist. Exact. Și deci de director de instituție de medicină legală, așa încât am să vorbesc în această calitate. Deci nu ca medic în general, ci ca medic legist în specializarea pe care o am. Dați-mi voie să fac de la început o mică delimitare, care cred că este importantă dacă vorbim și de medicină legală, și anume, oamenii decedează în două situații. O situație este cea în care decedează în unități medicale, fie spitale, fie alte unități medicale, și a doua situație este cea în care decedează în afara unităților medicale. Atunci când decedează, există situații prevăzute de codul de procedură penală, anume în articolul 185 al codului de procedură penală, în care decesul acestor persoane este considerat fie violent, de natură a fi traumatic, fie de cauză necunoscută, fie suspect, astfel încât se solicită în aceste situații se solicită autopsia medico-legală prin emiterea unei ordonanțe din partea organului de justiție care cercetează decesul acelei persoane. Fie că e vorba de persoanele, cum aminteam, care decedează în afara unității medicale,
fie de persoanele care decedează în unitățile medicale. Atunci când se emite ordonanța și se fac procedurile de cercetare cu poliția sau cu parchetul la locul unde s-a produs decesul sau unde este găsit decedatul, cum spuneam, se emite ordonanța și urmează desfășurarea unei proceduri care are un caracter judiciar. Persoana respectivă ajunge în acest fel, mă refer la persoana decedată, în instituția de medicină legală, fie că e vorba de un institut de medicină legală, fie că e vorba de un serviciu județean de medicină legală. Pentru că este o procedură judiciară, pentru că e o procedură cu poliția sau cu parchetul, tot ceea ce există în legătură cu persoana decedată este obligatoriu înregistrat și este obligatoriu preluat împreună cu persoana decedată. Mă refer la foile de observație din spital, dacă a decedat în spital, obiectele de vestimentație, dacă există, dacă a primit îngrijiri medicale, pansamente, sonde, în sfârșit, orice materiale sanitare sau echipamente medicale care există asupra acelei persoane, fie că persoana a decedat la domiciliu, fie că a decedat într-o unitate medicală. În felul acesta, persoanele respective ajung în situația de a fi, pe baza ordonanței organelor de justiție, autopsiate medico-legal. Numărul acestor persoane cu caracter la nivel național nu este mai mare decât al numărului persoane care decedează în afara unităților medicale sau în afara nevoii de a fi cercetat judiciar decesul lor. Prin urmare, un număr mai mic din numărul persoanelor care decedează a ajuns să fie autopsiate medico-legal. Acum, odată ce ajung și intră în sistemul medico-legal, dacă ne referim acum la sistemul medico-legal, pentru care probabil că m-ați chemat, spuneam, toate materialele sanitare și dispozitivele însoțite de documentele medicale în copie conformă cu originalul, semnate și ștampilate, toate ajung în Institutul de Medicină Legală sau instituția de medicină legală cu caracter general. Aceasta este o procedură foarte specifică. E procedura și științifică, cum doriți să o apreciați. Nu, specifică, am spus în sensul curentă, că sunt pași clar delimitați. Ce aș vrea? Da, protocolul să-l numim așa. Aș vrea să vă întreb cum ajunge în condițiile unei asemenea rigurozități, cel puțin teoretice, o persoană care a decedat să fie supusă unor altfel de intervenții decât acestea legale. În momentul autopsiei se poate elimina dispozitivul acesta? Se impune? Este opțional? Cum se întâmplă acest lucru? Sau cadavrele respective identificate, nu știu, după diagnostic sau CNP, sunt scoase la un moment dat noaptea într-un mod incorrect, ilegal și ascuns pentru a fi colectate aceste aparate. În spitale se întâmplă asta? Unde se poate întâmpla din punctul dumneavoastră de vedere? Pentru că asta este de neînțeles pentru noi, este un lucru care teoretic nu are voie să se întâmple, este ilegal și totuși s-a întâmplat în atât de multe cazuri. Dacă o persoană decedează, revin puțin, dacă o persoană decedează la domiciliu și e o persoană care este bolnavă de inimă, de exemplu, cunoscută bol de inimă pentru care s-a luat decizia implantării unui... Teoretic, pentru un specialist ca mine, nu mai e nevoie de autopsie. Se știe, este o moarte cumva logică. Și atunci nu mai are nevoie de autopsie dacă nu sunt condițiile prevăzute de către lege, așa cum ne-am amintit. Aceasta e o posibilitate. Asta înseamnă că persoana rămâne la domiciliu sau acolo unde a decedat. Există un medic de familie care constată decesul persoanei respective. Deci să înțelegem de la dumneavoastră că persoanele decedate de la care au fost recoltate aceste dispozitive au fost toate cumva ori în spitale, ori în altă parte sub o supraveghere medicală. Pentru că altfel dacă nu ar fi putut avea acces medicii la... intervenția respectivă. Dacă nu au fost acest grup de persoane care este majoritar acelor care decedează în afara unităților medicale, cu sau fără materiale sau dispozitive asupra dumnealor, al doilea grup este cel care decedează în spital. Și cel care decedează în spital
În marea majoritate a deceselor care se întâmplă în spital, nu se efectuează autopsia anatomopatologică. Adică deci excludem autopsia... aceste cazuri. Aș vrea să vă mai întreb un lucru, domnule doctor. Putem vorbi de profanare aici? Orice manoperă, orice acțiune care se efectuează asupra unei persoane decedate după deces, care nu este solicitată în cadrul legal, poate să fie considerată o profanare. Dacă ne referim acum la o autopsie, fie anatomopatologică în spital, fie medico-legală, în instituția de medicină legală, acestea, desigur, sunt solicitate de către cadrul legal. Dar dacă ne gândim că o persoană este decedată la domiciliu și este, să spun, deschisă pentru a se umbla în interiorul corpului, desigur că e profanare de cadavru. Sau dacă o persoană este înhumată și este deschis mormântul și la fel persoana este deschisă, desigur că este o profanare de cadavru. Există o procedură. Am putea clarifica un pic apropo de proceduri, domnule doctor, domnule director, pentru că amintați și dumneavoastră decesele care se produc în spital. Să rămânem un pic aici, pentru că cel puțin din ceea ce spun procurorii, lucrurile s-au întâmplat în spital. Dacă o persoană cardiacă, o persoană cunoscută cu aceste afecțiuni, cunoscută că poartă un astfel de device medical, moare în spitalul respectiv, în mod automat, potrivit legii, autopsia se face în spital și undeva pe acest circuit, din salon până la... Asta doream să vă spun, tocmai asta spuneam, dacă îmi permiteți. Vă rog. În situația în care o persoană moare în spital, sunt două posibilități. Legea prevede două posibilități. Prima posibilitate pe care o prevede legea este autopsia anatomopatologică efectuată de medicul anatomopatolog al spitalului. A doua posibilitate este solicitarea familiei de scutire de autopsie, astfel încât cazul, internat fiind în spital, să nu mai fie autopsia. Deci autopsia se face în mod automat? Dacă decesul e în spital, dacă mori în spital, se face automat. Familia poate solicita doar să nu se facă. Din considerente religioase. Să nu se facă. Dar ai nevoie de aprobare în astfel de cazuri. Aprobarea se solicită și se acordă, se dă pentru cazurile care nu se autopsiază. Bun, și aici avem o autopsie, ca să vorbim în exemplu cu dumneavoastră, anatomopatologul spitalului face această intervenție. Ideea este cine recolta aceste instrumente medicale, aceste aparate și când? Medicul care face autopsia sau la un moment dat un alt medic are acces la cadavru, este întrebarea acum. Întrebarea trebuie să meargă spre spital. Eu vă spun din punct de vedere legal și sunt medic legist, deci nu lucrez în spital. Ca medic legist pot să vă spun însă, și e un lucru pe care pot să îl știu, că numărul autopsiilor anatomopatologice care se efectuează în spital cu caracter general este mult mai mic decât a cazurilor care decedează în spital și nu sunt autopsiate anatomopatologic pentru că familiile solicită scutirea de autopsie. Prin urmare, la întrebarea punctuală a dumneavoastră, mi-e foarte greu să răspund, numai anchetatorul poate să răspundă dacă recoltarea despre care discutăm, care sau prelevarea, mai bine zis, acestor dispozitive după moarte în spital s-a efectuat în afara autopsiei, deci pe cazurile care au beneficiat de scutire de autopsie sau pe cazurile cu autopsie. Asta însemnând că se îndreaptă spre medicul anatomopatolog. Nu știu să vă răspund această întrebare pentru că nu dețin aceste informații. Vă mulțumim foarte mult, domnule director. O să luăm publicitate și continuăm discuția. Rămâneți cu noi. Revenim. Am revenit în studio, discutăm despre cazul dispozitivelor recuperate de la persoane decedate și refolosite. Domnule Curcă, mai voiați adăugați ceva, vă rog.
cu rugămintea să fiți scurt. Să fiți puțin mai scurt, pentru că vrem să vorbim și cu ceilalți invitați. Mulțumesc mult! Vă mulțumesc foarte mult că mi-ați dat posibilitatea să mai fac o precizare. Precizarea se refera propriu zis la specializarea pe care o am și deci la activitatea de medicină legală. Așa cum spuneam, autopsiile medico-legale sunt solicitate de către organele de justiție. De multe ori, organele de justiție, polițiști sau procurori asistă la aceste autopsii în raport cu felul sau tipul cazului respectiv și ele au o metodologie foarte riguroasă care se respectă cu atât mai mult cu cât este și organul de justiție de față. În această metodologie este precizat explicit că toate țesuturile, organele care sunt examinate, precum și toate materialele sau echipamentele, dispozitivele care se află pe corpul persoanei decedate sau în corpul persoanei decedate, toate se introduc la sfârșitul autopsiei înapoi în corpul defunctului, în așa fel încât după ce acesta este înhumat, pentru că în majoritatea cazurilor în țara noastră decedații sunt înhumați și nu sunt incinerați, după înhumare, în cazul în care organul de justiție mai are nevoie de o nouă examinare și dispune o exhumare, să se poate regăsi tot ceea ce s-a aflat cu ocazia primei autopsii. Asta înseamnă că echipamentele, dacă vorbim despre ele, ele sunt acestea, tip pacemaker, etc., implanturi, sonde, de orice natură ar fi, se reintroduc toate înapoi în corpul persoanei decedate, deci, care este apoi redată familiei pentru a fi inhumat. Un lucru important în precizarea dumneavoastră este că automat aceste dispozitive sunt scoase pentru a fi analizate înainte de a fi reintroduse, deci aici ar fi punctul în care se întâmplă ceva și se refolosesc aparatele. Vă mulțumim foarte mult pentru aceste precizări. Cu plăcere. Eu vă mulțumesc. Aș vrea să mergem la domnul Daniel Coriu, președintele Colegiului Medicilor, cu scuzele că am stat atât de mult până să ajungem la dumneavoastră, dar ați văzut că au fost făcute tot felul de precizări și este foarte important că am vorbit și cu fosta pacientă acestui medic. Bună dimineața! Care este, din punctul dumneavoastră de vedere, situația, procedura, pentru că vorbim de niște lucruri ilegale, ce riscă, din punct de vedere medical, un om care nu respectă aceste proceduri, dincolo de lege și de ceea ce înseamnă procedura legală? Ca medic, din punctul dumneavoastră de vedere, ce credeți că ar trebui să se întâmple în continuare, plecând de la acest caz, nu doar gândindu-le la situația curentă? Deci, întâi trebuie să vorbim punctual despre acest caz. Dacă ancheta va da un verdict final de vinovăție că s-a întâmplat aceste lucruri, sigur se va ridica dreptul de liberă practică. Deci, va exista o cercetare disciplinară care va da acest verdict, probabil. În funcție de dovezile și argumentele care se aduc în cursul anchetei. Evident. V-am întrebat acest lucru pentru că vorbim pe de o parte de o situație medicală, pe de altă parte o situație de moralitate. Am mai tot văzut zilele acestea materiale. În anumite țări poate că există o nevoie de a se refolosi dispozitive care pot fi recuperate de la persoane decedate. Partea medicală spune că nu este posibil pentru că aceste aparate sunt compromise, nu se mai pot resteriliza. Și de asta v-am întrebat ce ar trebui să facem mai departe, pentru că dacă am văzut că legile pot fi încălcate foarte ușor și oamenilor le poate fi atât de ușor pusă viața în pericol, cum să ne gândim la aceste situații mai departe? S-ar putea schimba legea? S-ar putea înăspri controlele? Dacă îmi permiteți, nu cred că avem nevoie de schimbat legea, pentru că legea este foarte clară. Deci, refolosirea acestor dispozitive medicale este interzisă. Deci nu avem nevoie de să schimbăm legea. Trebuie numai să o aplicăm. Cum am putea să ne sprim controlele atunci, ca situațiile acestea să nu se repete? Adică n-a fost doar o greșeală cu riscuri posibile, ci oamenii au pățit lucruri... Aici vreau să ajung. Deci vorbim de un fapt care se întâmplă din 2017, într-un spital.
În orice spital funcționează niște proceduri, există niște reglementări foarte, foarte clare. Mai ales că această procedură era și raportată la Casa Națională. Acolo trebuie să existe un coordonator de program, care când raportează trebuie să verifice și ceea ce intră. Adică acolo este ceva care nu înțelegem. Ceva nu a funcționat. Noi trebuie să ne întoarcem foarte, foarte rapid asupra spitalului, să înțelegem ce s-a întâmplat în acest spital. Cum a fost posibil ca spitalul să permită să se întâmple o asemenea faptă? Pentru că teoretic este imposibil. Aș vrea dacă se poate să clarifice. În mod teoretic este imposibil, absolut, pentru că noi avem niște proceduri foarte clare. Orice spital este bine reglementat, este foarte bine reglementat. În ciuda ceea ce se crede, sistemul medical românesc, da, are foarte multe vulnerabilități încă. Dacă ne gândim per total, per ansamblu, gândindu-ne la spitalul Malaxa, ce s-a întâmplat cu ani, iar omul acela este în continuare în sistemul medical și luăm și alte cazuri pe care cu toții le-am aflat, se vede că legea este foarte ușor de încălcat la noi în țară, dar în domeniul acesta riscurile sunt foarte mari, ca și în construcții în care zilele acestea vorbim despre ce se întâmplă atunci când nu respect regulile existente. Aș vrea să clarificăm dacă se poate, n-aș vrea să înțeleg greșit. Deci în acest moment, acest domn care avea cartea de muncă la spitalul din Iași nu are dreptul de liberă practică suspendat pe perioada cercetării, așa cum nu l-a avut în trecut, în momentul în care DNA-ul l-a anchetat pentru dare de mită, infracțiune care între timp s-a prescris, luare de mită, pardon, infracțiune prescrisă între timp pentru care nu mai este cercetat. Deci așteptați un verdict final. Până atunci, dacă domnia sa va fi în libertate, va putea să profeseze. Dacă îmi permiteți, cred că este o lege de drept. O sancțiune se aplică numai după ce avem un rezultat unei anchete. Este adevărat, dar de asta nu m-am întrebat pe perioada anchetei. Din punct de vedere medical, lăsând legea de o parte care are pașii ei. Din câte știu eu, procurorul a dispus suspendarea dreptului de liberă practică. Și asta intră în vigoare de îndată. Deci nu este, nu mai este. Dar din punctul dumneavoastră de vedere, la colegiul, că asta întrebam, un medic care este cercetat pentru astfel de fapte, e normal să rămână cu dreptul de liberă practică sau colegiul ar trebui să îl suspende pe perioada anchetei by default? Din punct de vedere legal, acest drept să suspende perioada anchetei. Deci suspendarea se face numai după finalizarea anchetei. Când s-a stabilit că este vinovat, când s-a stabilit verdictul final. Deci nu am acest drept legal. Noi funcționăm în baza legii 95. În legea 95 asta este prevăzut. Și aș mai avea o întrebare, dacă îmi permiți. Două minute mai avem și vreau să terminăm discuția tot cu Ana. În regulă, scuze. Așa că întreabă-te, dar doar să fie totul rapid. Atât, dacă e posibil ca astfel de cazuri să existe și în alte spitale din punctul dumneavoastră de vedere. Eu sper că nu. Dar pentru că teoretic era greu, dar în realitate s-a întâmplat, da, așa, tragem așa, concluzia așa, că este posibil orice, din păcate. Dar vreau să-mi permite să spun un singur lucru. Nu trebuie să distrugem încrederea medicilor. Asta clar. Să nu și-o distrugă singur, cred că asta e foarte important. Trebuie să o reconstruim pentru că aici sunt probleme foarte mari. Nu avem ce să punem în loc. Știm, tocmai asta este problema, că oamenii ăștia care au fost dovediți deja cu multe probleme sunt în continuare în sistem. Și tocmai pentru că de asta doctorii între ei ar trebui să facă întâi ei curat și să nu permită ca astfel de cazuri să se întâmple. Haideți să revenim la Ana, pentru că ea a rămas alături de noi de-a lungul întregii discuții. Cum vă simțiți acum? Ați auzit medici, ați auzit discuțiile referitoare la cel care v-a tratat sau nu știm dacă v-a tratat bine. Ce impresie aveți în momentul de față vis-a-vis de toată această situație în care ați fost a voastră parțial implicată? Eu știu un singur lucru. Că ceea ce mi s-a întâmplat mie în timpul intervenției a fost o eroare medicală și din urma cărei am avut foarte mult de suferit. Viața mea mi-a fost pusă în pericol. Eu nu mi-am pierdut încrederea în medici și eu sunt cu afecțiuni cardiace și cu siguranță voi mai avea de acum încolo cât voi trăi nevoie de ei. Vreau să spun că, cum spunea dumneavoastră, cum mă simt acum? Acum mă simt mai rău decât mă simțeam înainte de intervenție. Am înțeles.
vă dorim sănătate și vă dorim să aveți parte mai departe de o relație cu un medic în care să nu vă pierdeți încrederea, pentru că o mare parte de tratament, din tratament, este și relația de încredere cu medicul, o spune toată lumea, și de o parte și de cealaltă, așa zisei baricade dintre pacienți și medici. Vă mulțumesc foarte mult. Vreau să mai spun un singur lucru. Că aparatul implantat n-a funcționat nicio secundă, din momentul în care a fost introdus și nici în prezent. Mulțumesc foarte mult! Sănătate în continuare! Mulțumesc tuturor invitațiilor de la această oră! Rămâneți cu Prima News, ne revedem în câteva minute! Bună dimineața, sunt Raluca Alhadad, este ora 10, sunteți la Prima News. Vizita pe care liderul de la Casa Albă a făcut-o în Ucraina în plin război este un mesaj indirect dat de Joe Biden lui Vladimir Putin, spun analiștii. Ucraina are sprijinul Occidentului în fața unei armate ruse cu tot mai multe probleme și lipsuri pe front. Invitată seară în emisiunea Proiect de Țară România de la Prima News, fostul ministru al apărării din Republica Moldova, Anatol Șalaru, a declarat că știa de anul trecut că Rusia pregătește o tentativă de lovitură de stat în Moldova. Să-l ascultăm. Președintele Maia Sandu vorbește despre o tentativă de lovitură de stat eșuată acolo la Chișinău, cu privire, desigur, la Moscova, la Kremlin și la administrația Putin. Cât de reală este această amenințare pentru Republica Moldova? Această tentativă încă nu este eșuată, deoarece Maia Sandu săptămâna trecută a primit de la președintele Ucrainei Zelenski toată informația de care dispunea el, de la serviciile de informații, serviciile de inteligență, care au obținut niște documente din Rusia și Maia Sandu până acum n-a făcut asemenea declarații. Pentru prima dată le-a făcut bazându-se pe documente pe care le-a primit, secret. Deci da. Credeți în importanța acestor dezvăluiri și în gravitatea lor? Cred, fiindcă eu de aproape 10 luni vorbesc despre această tentativă. Anul trecut am fost de mai multe ori la Kiev, am fost invitat de persoane oficiale din Ministerul Apărării și din alte instituții și mi s-a spus cu text deschis că Rusia pregătește o tentativă de lovitură de stat în Republica Moldova. Tot la Prima News, Anatol Șalaru a spus că, citez, unica soluție pentru Moldova este unirea cu România. E timpul să înțeleagă lumea că teritoriul românesc de peste Prut trebuie să se unească cu România, fiindcă altă soluție nu există. Ori, peste 10 sau 15 ani, Republica Moldova trebuie dusă la azilul de bătrâni, fiindcă nu mai are cine să lucreze să plătească impozite, a spus Șalaru. Și tot la Prima News, europarlamentarul Ramona Strugariu a vorbit despre situația din Republica Moldova. Strugariu nu crede că va fi un război sau nu se va pune prea curând problema unei intervenții militare în această țară. Pe de altă parte, ieri la Kiev s-a scris istorie. Președintele american Joe Biden a vizitat orașul pentru prima oară de la începutul invaziei ruse. Liderul de la Casa Albă s-a plimbat pe străzile capitalei, pe fundalul sirenelor antiaeriene și a depus o coroană de flori pentru soldații morți în lupte. Vizita președintelui Biden în plin război nu a fost doar o reconfirmare a sprijinului neclintit pentru Ucraina, ci și o adevărată demonstrație de forță în ceea ce privește securitatea. După vizita în Ucraina, Biden a ajuns la Varșovia. Iar Vladimir Putin, președintele Federației Ruse, se va adresa astăzi camerelor reunite ale Parlamentului, cu 3 zile înainte de împlinirea unui an de la declanșarea războiului. În discursul său, Vladimir Putin va aborda situația actuală, în special ofensiva rusă în Ucraina și situația economică a țării. În mod tradițional, Putin ține în fiecare an un discurs despre starea națiunii în fața parlamentarilor ruși, în care face bilanțul pe anul încheiat și stabilește noi direcții strategice pe anul următor. În 2022, discursul a fost însă anulat în urma invaziei armatei ruse în Ucraina. Discutăm pe larg acest subiect cu invitații noștri. Iar președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, vine într-o vizită oficială în România, joi 23 februarie, au declarat surse oficiale pentru Libertatea. Maia Sandu va fi primită la Cotroceni de președintele Klaus Iohannis și va avea discuții și cu alți oficiali români, inclusiv cu premierul Nicolae Ciucă și președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu.
Pe 13 februarie, președintele Republicii Moldova a acuzat Rusia că plănuiește o lovitură de stat cu ajutorul unor cetățeni instruiți militari, dar camuflați în civil, care ar urma să desfășoare acțiuni violente mascate sub proteste ale așa numitei opoziții pentru a forța schimbarea puterii de la Chișinău. Două cutremure puternice au lovit sudul Turciei ieri seară. Primul seism a avut magnitudinea de 6,4 grade pe Richter, iar la numai câteva minute a fost urmat de încă un cutremur de 5,3 grade. Ambele au fost înregistrate în provincia Hatay, cea mai afectată de cutremurul devastator din urmă cu peste două săptămâni. Seismele s-au resimțit violent și în zonele Antakya și Adana, la 200 de kilometri mai la nord, iar mai multe persoane au fost rănite și ieri în aceste două noi cutremure. Bilanțul celor dispăruți a ajuns între timp la 47.000. 41.000 de victime s-au înregistrat în Turcia, iar aproape 6.000 în Siria. Și în țară, 5 noi cutremure au avut loc și în județul Gorj. La noi, în ultimele ore, cel mai puternic dintre ele a avut magnitudinea de 3 pe Richter. Specialiștii au anunțat că activitatea seismică va continua în zonă în perioada următoare, dar replicile celor două cutremure mai mari de 5 vor scădea în intensitate în zilele următoare. Până acum s-au înregistrat peste 700 de replici ale cutremurului de 5,7 de marțea trecută. În acest context, siguranța blocurilor din București la cutremure este un subiect tot mai dezbătut în urma acestor dezastre pe care le-am văzut în Turcia și Siria. Sunt unele categorii de clădiri mai vulnerabile decât restul, spun specialiștii în construcții. Este vorba despre cele care au spații comerciale la parter și astfel au structura de rezistență slăbită. Sport acum, Craiova lui Mititelu nu abandonează speranța pentru play-off. Cu a treia victorie la rând în campionat împotriva Voluntariului, FCU îi suflă în ceafă lui Șepși. Și este război în toată regula în fotbalul românesc. Șucu e la cuțite cu Marian Iancu. Patronul Rapidului și-a spus oful printr-un comunicat oficial. Meteo acum, vremea se încălzește. Astăzi temperaturile maxime se vor situa între 9 și 19 grade, cu 10 mai mult decât normalul acestei perioade. În nord, în centru și în nord-vest va ploua slab, vântul va fi prezent în toată țara și cel mai tare o să bată la munte, unde se va ajunge la viteze de peste 110 km la oră. Am revenit în studio și discutăm la această oră despre vizita în Ucraina, la Kiev, a lui Joe Biden. Vorbim despre semnificația acestui gest la ore, practic, de aniversarea unui an de la începutul invaziei ruse în Ucraina. Alături de mine în studio este Mihai Isac, redactor șef politicaexternă.ro, și se alătură sau sunt deja conectați Robert Schwartz, jurnalist 2CVL, Alexandru Ivan Greceniuc, membru al Consiliului de Tineret al președintelui Ucrainei, Dorin Popescu, analist de politică externă, Radu Carp, de asemenea analist de politică externă, Cristian Diaconescu, fost ministru al afacerilor externe, Harry Bucur-Marcu, expert în strategie militară. Bună ziua tuturor! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Avem această știre care a uimit pe toată lumea, sau poate nu pe toată lumea, a vizitei lui Joe Biden la Kiev. Este de o importanță pe care o înțelege toată lumea instinctiv. Aș vrea să o explicăm puțin. Mihai, o să te rog pe tine să faci un rezumat al acestor ore care s-au scurs de la și până la vizită, până la vizita la Kiev, pentru că despre asta se vorbește acum, despre securitate la nivel înalt, foarte multă discreție, o vizită de importanță istorică și consecințele pe care trebuie să le vedem în continuare. Da, e perfectă dreptate. Această vizită a fost un fel de surpriză așteptată. Faptul că președintele american Biden s-a dus în Polonia a dat naștere la foarte multe zvonuri venite pe surse că va efectua o vizită și la Kiev. Vizita a fost pregătită la cel mai înalt nivel. Atât serviciile de securitate americane cât și cele ucrainiene și-au coordonat foarte bine activitatea. Trebuie să înțelegem faptul că președintele american a efectuat o vizită în Ucraina cu trenul, deci a mers multe ore pe o zonă unde trupele... Ca neștiutor, mi se pare că 10 ore într-un tren este un risc mare. Este un risc de securitate destul de mare, dar în mod sigur s-au luat măsuri aprofundate de securitate, pentru că totuși președintele american pentru prima dată a mers într-o țară aflată în război și unde trupele americane nu dețin controlul aerian total sau controlul terestru total. Este o vizită istorică, au fost anunțate
noi pachete de sprijin militar și financiar pentru Ucraina. Totodată este de așteptat ca această vizită să aibă un impact și la nivelul politic intern american, având în vedere că președintele Biden încearcă să obțină un nou mandat prezidențial la Casa Albă în 2024. Iar această vizită strategică, gesturile făcute în capitala ucrainiană Kiev, similare gesturilor făcute și de alți lideri occidentali, nu face decât să consolideze și să arate public Federației Ruse că pe aici nu se trece. Această situație din Ucraina este un test pentru NATO și pentru Alianța Transatlantică, cât și pentru Uniunea Europeană. Atâta timp cât Ucraina rezistă, Europa rezistă. Iar în acest moment, prin faptul că astăzi, mâine, Biden este în Varșovia și se va întâlni și cu factorii de decizie din diferite state, inclusiv România, din formatul București 9, nu face altceva decât să arate Rusiei că Statele Unite și aliații sunt aici, sunt la Marea Neagră, și în flancul estic și nu pleacă nicăieri. Iar ceea ce a făcut Biden este ceva obișnuit pentru politica americană, boots on the ground la nivel geopolitic, să spunem, iar este de așteptat ca astfel de gesturi să continue. Mass media americană chiar a speculat faptul că curând factori de decizie din Partidul Republican și Partidul Democrat se vor duce la Kiev pentru a-și arăta sprijinul pentru Zelenski. Aș începe cu o întrebare cumva, poate așa, laterală. Domnule Dorin Popescu, ce înseamnă faptul că a început Biden cu întrebarea referitoare la copiii familiei prezidențiale? Ce ne arată asta? Data viitorul de bună seamă. Biden s-a deplasat la Kiev nu doar să enunțe existența unei coaliții pentru constituirea căreia Statele Unite au jucat de bună seamă rol de primăvioară. Deci Biden s-a dus să enunțe o coaliție, o coaliție a rezistenței și o coaliție a solidarității, o coaliție de la Atlantic la Pacific, dar, încă o dată, accentul cade pe viitor. De ce? Este o coaliție care va furniza în continuare Ucrainei întregul suport politic, diplomatic, politico-militar, tehnic, tehnico-militar, etc., geopolitic, pentru ca Ucraina să își apropie pacea și sau victoria. Melanjul dintre pace și victorie va fi unul decisiv în următoarele luni. Pe scurt, deci Biden a transmis la Kiev mesajul că actuala coaliție, despre care se știe asta, că există, că funcționează, mesajul că actuala coaliție trebuie să schimbe accentul de la coaliția rezilienței și a solidarității, de la coaliția rezistenței la coaliția victoriei. Vizita lui Biden la Kiev este deci o garanție a faptului că sub orchestra geopolitică a Statelor Unite această coaliție va funcționa în continuare și va livra Ucrainei întreg arsenalul politic, geopolitic, economic, social, umanitar, tehnico-militar și militar de care Ucraina are nevoie pentru a-și apropia pacea / victoria, pentru că încă o dată în lunile următoare vom asista la clarificări cu privire la cum poate fi obținută victoria prin pace și pacea prin victorie. Este o schimbare clar de declarații și o continuare de atitudine în același timp. Urmează să fie trimise către Ucraina ajutoare sub formă de armament care nu a mai fost acordat până acum. Da? Armament despre care mereu s-a discutat cu reticență și cu oarecare sensibilitate. Domnule Hari Bucurmar, cu referitor la aceste forme de sprijin militar care cresc în nivelul intensității sau al posibilităților militare, asta ce înseamnă? Bun, sprijinul militar nu este așa dat doar ca să fie. El este întotdeauna calibrat pe misiuni care urmează să se desfășoare în teatrul de război. Până acum, sprijinul militar a constat masiv în a asigura Ucraina scare, muniția și armele necesare pentru a se apăra, opri ofensiva inamică. Și urmează tancuri și cu alte forme din acestea, inclusiv cu rachete cu rază mai lungă de acțiune, urmează să se pregătească pentru o misiune ofensivă, ofensivă în interiorul granițelor Ucrainei, pentru a elibera teritoriile care deocamdată sunt sub ocupație militară rusă. Deci, în contextul ăsta, important este gestul ca atare, decizia politică de sprijin ofensiv al Ucrainei, în condițiile în care toată lumea știe că
oricând această ofensivă poate să treacă, nu să ajungă la Moscova, dar poate să intre în teritoriul recunoscut internațional al Federației Ruse. Pentru că nu o să se poate. Moment în care Rusia trebuie să se hotărească dacă vrea să aibă așa ceva pe teritoriul ei sau să oprește din ceea ce face acum și să retrage de bunăvoie trupele. Domnule Greceniuc, aș vrea să vă întreb și pe dumneavoastră, pentru că sunteți de partea ucraineană, noi vorbim din exterior, oricât am vorbit, aș vrea să ne spuneți dumneavoastră ce înseamnă pentru Ucraina, pentru un ucrainean, această vizită a lui Joe Biden în aproape aniversarea unui an de la invazie. Așa este, e un moment istoric, cum a subliniat și Mihai, este un moment în care președintele Joe Biden vrea să arate sprijinul necondiționat al Statelor Unite ale Americii pentru Ucraina și pentru poporul ucrainean, în special prin faptul că ieri a anunțat un nou pachet de sprijin militar pentru armata ucraineană, un pachet destul de consistent de aproximativ 460 de milioane de dolari. Dar este și la nivel simbolic un pas care dorește într-un fel să eclipseze speech-ul lui Putin de astăzi, de exemplu, și să sublinieze faptul că Ucraina și ucrainenii nu sunt singuri. Lupta va continua împreună cu aliații și partenerii strategici, atât din America cât și din Europa, pentru că alături de această vizită vor continua și alte vizite similare. Trebuie subliniat faptul că inclusiv vizita neanunțată, riscantă, putem spune, și vizita surpriză, este încă un semn al faptului de că Statele Unite ale Americii și americanii vor susține în continuare acest război și această cale către a elibera și a susține suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei. Cum resimțiți această vizită și în plan emoțional, dincolo de toate analizele unor profesioniști, cum se simte această vizită din interiorul granițelor Ucrainei în aceste zile, în acest context? Asta aș vrea mai degrabă să știu, pentru că vorbim despre încredere, se reconstruiește, încrederea ajută sau situația asta dificilă își pune amprenta? Cât de mult se schimbă emoțional starea oamenilor după această vizită? Într-adevăr, ajută foarte mult. Oamenii sunt obosiți. Este o situație care continuă deja de peste un an de zile, dacă ne gândim de la intervenția din 2014, de când a început toată această poveste tristă pentru Ucraina și ucraineni. E un semn de încurajare, e un semn liniștitor pentru cei de pe front, pentru familiile lor, faptul că sprijinul militar și economic va continua și că toată această mobilizare care crește, de exemplu, de la lună la lună sau care are impact din ce în ce mai mare, va duce treptat în curând la victoria Ucrainei. Mihai, vorbim despre această schimbare emoțională. Tot vreau să insist pe asta pentru că simbolul vizitei lui Biden este legat de securitate, de gravitatea situației în teren, de absența militarilor americani care să aducă cumva confortul unei siguranțe și al unui control. În mod sigur, Serviciul Secret al Statelor Unite a fost prezent pentru că totuși este vorba de cel mai important lider al lumii pentru libere. Pentru că înțeleg că au fost pregătite luni de zile. Da, au fost negocieri. Cam de când crezi că s-a pus problema acestei vizite în context. Cred că după alegerile americane din noiembrie, alegerile parțiale americane, au început negocierile mai serioase. Este o vizită și simbolică în această perioadă. Acum 9 ani de zile se desfășura Maidanul. Deci vizita făcută de Biden împreună cu liderul ucrainian la Biserica Sfântul Mihail este tot simbolică. Acea biserică în timpul Maidanului a servit ca loc de refugiu și loc pentru manifestanții urmăriți de Berkut și de alte forțe loiale fostului regim Ianukovici, iar în acea biserică de rit greco-catolic s-a organizat o tabără în care erau tratați răniți, în care populația civilă a venit în ajutorul manifestanților, iar prin simbolul de a depune flori la
monumentele eroilor căzuți pe frontul antirus, Biden nu face altceva decât să urmeze o tradiție prin care Statele Unite sprijină aliații. Totodată trebuie să înțelegem că Biden nu-și mai permite un eșec major de politică externă, având în vedere retragerea din Afganistan din 2021, care va rămâne în cărțile de istorie ca una din cele mai prost pregătite retrageri. Plus tot ceea ce s-a spus de fiecare dată, și după Vietnam, și după Irak, Afganistanul este încă o piatră grea în imaginea asta externă. Corect. Iar dacă Ucraina va cădea, imaginați-vă ce înseamnă acele milioane de refugiați din Ucraina care vor veni. Deci războiul nu va face decât să se mute mai aproape de inima Europei. Și este absolut necesar ca Ucraina să reziste, iar așa cum spunea și Alexandru, această vizită are un puternic simbol și pentru familiile celor de pe front. Televiziunea ucrainiene, canalele de Telegram ucrainiene, mass media ucrainiană a acordat foarte mult spațiu acestor mișcări. Totodată, Statele Unite sunt printre cei mai mari furnizori de ajutor umanitar pentru Ucraina și urmează ca acest lucru să ofere un nou impuls pentru acest ajutor umanitar care vine din statele occidentale, pentru că trebuie să înțelegem că și populația din Europa este supusă anumitor privațiuni economice, ceea ce a dus la scăderea ajutorului umanitar oferit de populație, dar prin faptul că Statele Unite, Uniunea Europeană, alte organizații internaționale, state au decis să sprijine în continuare achizițiile de alimente pentru Ucraina, faptul că există acest sprijin diplomatic total din partea Occidentului, cu mici excepții, cum este Ungaria, nu face decât să dea speranțe armatei ucrainene și lui Zelenski. Faptul că acum rușii încearcă să ocupe mici sate înainte de împlinirea unui an de zile de la invazie, nu face să arate decât disperarea de a obține anumite victorii simbolice. Dacă ne uităm pe Telegramul rusesc, vedem cucerirea fiecărui sat este ridicat la cucerirea Berlinului din 1945. Deci armata rusă are nevoie de niște victorii simbolice pe teren. Iar atâta timp cât în curând, cum spunea și domnul Dorin Popescu, curând, această coaliție va ajunge să livreze sisteme de armament pentru victorie și asta înseamnă rachete cu rază lungă de acțiune și eventual avioane sau alte sisteme antiaeriene performante, Federația Rusă va avea zile nu prea ușoare în Ucraina. Aș vrea să merg puțin la domnul Radu Carp, să mă întorc, și este deja și domnul Diaconescu alături de noi, la întrebarea lui Joe Biden referitoare la copii, la copiii familiei prezidențiale. Este cunoscut Joe Biden și se spune despre el că are un foarte bun flair și că știe cum să reacționeze ca să stimuleze partea asta umană din cei care asistă la un eveniment la care el este prezent. Așadar, domnule Radu Carp, cât este protocol aici, cât este calcul pentru un al doilea mandat pentru Joe Biden, uitându-ne sau pornind de la această întrebare care poate fi considerată măruntă, aș vrea să ne ajutați dumneavoastră să ne explicați dacă ne putem gândi și la un interes electoral în Statele Unite al lui Joe Biden în situația de față. Deocamdată nu cred că se pune această problemă. Joe Biden a fost întrebat săptămâna trecută și a spus că deocamdată nu a luat o decizie, nu are un contracandidat din partea democraților, dar cred că trebuie să punem mai bine această vizită în context pentru a vedea de ce Joe Biden a fost la Kiev. Din câte știm, mi s-au prezentat trei opțiuni, anume să se întâlnească cu președintele Zelenski la granița Ucraina și Polonia, să aibă o vizită la Lviv sau o vizită la Kiev, considerată cea mai riscantă. Joe Biden a ales cea mai riscantă variantă în condițiile în care în Ucraina este război, în condițiile în care capitala Ucrainei a fost atacată în aceste săptămâni de rachetele rusești. El a ales această variantă, cred, considerente personale, pentru a da un semnal foarte clar că în relația cu Federația Rusă nu mai este întoarcere. Dacă observăm cu atenție ce s-a întâmplat în ultimele zile, doamna Kamala Harris a atenționat asupra crimelor de război din Ucraina și a spus că oficialii vor fi puși sub acuzare, indiferent cât va dura. Mai înainte, doamna Nuland a vorbit despre faptul că, vă rog, Crimea este partea Ucrainei și este legitim ca Ucraina să dorească reintegrarea țării. Și iată, președintele Biden face această vizită
în suita acestor ultimelor de poziție, faptul că el a călătorit 10 ore dus, 10 ore întors, în timpul nopții a călătorit, faptul că la Kiev a fost o surpriză, am urmărit, de exemplu, aceste site-uri de știri ucrainene, pur și simplu nu le venea să creadă că la ora 8 dimineața președintele Statelor Unite se află pe străzile Kievului. Deci, președintele Biden are și această latură umană pentru că viața lui nu a fost ușoară. Știm că un copil al lui a murit în condiții tragice, el însuși a avut probleme de sănătate de forma cărora a revenit. Viața lui este, de fapt, o suită de exemple care arată că, mă rog, chiar și atunci când ești într-un moment foarte jos, poți să-ți aduni energie și să ajungi foarte sus. În cazul lui, foarte sus înseamnă președintele SUA, președintele Comunității Națiunilor Libere în acest prezent. Domnule Diaconescu, bună ziua și dumneavoastră. Aș vrea să vă întreb legat de prezența lui Joe Biden, iarăși aș vrea să ies un pic din tema aparent principală. Joe Biden a fost acuzat că a avut relații speciale și afaceri cu Ucraina. Lucrul ăsta poate să aibă o relație cu o țară, poate să aibă și efecte pozitive și negative în activitatea lui de președinte. În cazul de față, credeți că a contat relația personală a familiei sale cu Ucraina de dinainte de război pentru susținere, pentru poziția Statelor Unite și pentru viitorul acestui război? În situația dată, miza strategică este enormă. În acest moment, practic, discutăm de pace sau război, de reîmpărțirea lumii, de resetarea Europei și, din acest punct de vedere, șeful statului cel mai puternic din punct de vedere militar face în premieră o vizită într-o zonă de război care nu este controlată de americani. Foștii președinții ai Statelor Unite s-au mai aflat în Irak sau Afganistan, dar acolo erau militari americani în teritoriu. În Ucraina nu există militari americani. Deci semnalul transmis este unul extrem de complicat și extrem de serios, adresat atât Moscovei, Ucrainei, dar și spațiul euroatlantic, în sensul coeziunii și determinării cele mai puternice forțe a acestei lumi în sprijinirea Ucrainei și oprirea agresiunii Federației. Este cu siguranță un moment istoric. Așa cum spuneam, lumea îl înțelege instinctiv, chiar dacă nu cunoaște chestiuni de politică internă ori externă. Mihai, ce crezi că o să se întâmple mai departe după această vizită? Va fi schimbat cu adevărat cursul războiului și dacă da, în ce direcție? Cu toții sperăm să se termine războiul, nu doar să se prelungească cu un curs sau alt curs. Războiul este de durată. Vreau să revin puțin la problema copiilor. În Ucraina este o mare problemă. Nu se cunoaște exact numărul copiilor ucraineni evacuați de către Federația Rusă, în interiorul Federației Ruse, și există anumite materiale de presă în care se arată că acești copii, practic răpiți din sânul familiilor lor, vor fi transformați în cetățeni ruși. Da, vor fi. Sau asta e intenția? Da, este, există această teamă profundă la nivelul societății ucrainiene. Trebuie să înțelegem că invazia, chiar dacă a fost cunoscută de dinainte, a luat populația civilă prin surprindere, iar o parte din, cum este la Mariupol sau la Melitopol, o parte din aceste zone foarte bine populate ale Ucrainei au fost ocupate de Federația Rusă, iar la un anumit moment dat cetățenii ucrainieni au fost practic forțați din zonele Donetsk. Da, evacuarea a fost forțată să se evacueze în interiorul Federației Ruse, iar pentru un anumit număr de copii nu se cunoaște exact locația, nu se cunoaște ce se întâmplă cu el. Este și numărul victimelor, nu este exact, pentru că nu există o comisie independentă care să facă aceste verificări. Încă se descoperă grope comune și aceasta pentru ucrainieni, tragedia copiilor prinși așa are un simțământ aparte și este posibil ca Biden, prin gestul pe care l-a făcut, să încerce să sublinieze în fața comunității internaționale acest fapt. Războiul va fi lung.
Războiul va fi lung pentru că pentru a scoate Federația Rusă din aceste teritorii, mai ales din Crimea, va dura. Este cel mai periculos acum este înghețarea acestui conflict, transformarea estului Ucrainei într-o Transnistrie peste roizi, iar faptul că Federația Rusă încă anunță noi mobilizări, noi trimiteri de arme către frontul din Ucraina, nu ne dă speranță că se va încheia prea curând. Iar fără o victorie pe câmpul de luptă, nu poate exista o pace, pentru că Federația Rusă ne-a arătat în istorie faptul că nu pleacă de unde pune piciorul. Asta așa este și explicată rusofobia născută a poporului român. Experiențele noastre istorice cu Imperiul Rus, cu Imperiul Țarist, cu URSS-ul, nu ne face decât să fim foarte precauți când emitem o ipoteză despre ce va fi viitorul. Este clar că Federația Rusă vrea să continue acest război, vrea să acapareze cât mai mult pământ, vrea să bage frica în foștii vasali din CSI și noi nu putem face decât să luăm măsuri preventive pentru ca trupele rusești să nu ajungă la Chișinău, să nu vedem steagul Federației Ruse pe Prut. Și chiar dacă europarlamentarul Ramon Astungariu spunea că nu vede o intervenție militară, problema în relațiile cu Federația Rusă nu este numai intervenția directă, este acest război hibrid masiv pe care îl duce. Pentru că înainte de o invazie militară directă în Ucraina, Ucraina a fost supusă unor foarte multe tactici de război hibrid, așa numită tactica Gerasimov, alte tactici folosite de către Serviciile Federale Ruse de Informații și nu numai, pentru a slăbi aparatul intern al Ucrainei. Iar dintre aceste arme, corupția este o problemă foarte mare pentru Republica Moldova, iar corupția este una din principalele arme ale războiului hibrid folosit de Federația Rusă pentru a controla diferite state folosind aceste medii criminale. Deci este greșit să dăm o ipoteză cât va dura acest război, până în vară cel puțin, așa spun majoritatea experților. Este de așteptat o contraofensivă ucrainiană, este de așteptat alte mișcări ofensive ale Federației Ruse, deci din păcate nu putem face decât să ajutăm Ucraina cu tot ce putem. Deci, cu siguranță, nu o să putem vedea așa cum ne-am fi dorit o încetare a războiului. Am sperat întâi că va dura foarte puțin, după care că se va prelungi nu prea mult și așa mai departe. Da. O să continuăm discuția după publicitate. Revenim imediat. Am revenit la discuția despre vizita lui Joe Biden la Kiev, nu în Ucraina, oriunde, ci chiar la Kiev, în timp ce președintele american era în vizită în Kiev, se auzeau sirenele, este și ca imagine și ca simbolistică de orice fel, de război, de protocol, din toate punctele de vedere, este o vizită istorică. Aș vrea să vorbesc acum cu domnul Robert Schwartz, de la Deutsche Welle. Mai degrabă aș vrea să întreb de data asta ce fel este perceput în Europa această vizită. Știm că, așa cum spunea și Mihai mai devreme, dacă războiul este pierdut de Ucraina și implicit de susținătorii săi occidentali, asta ar însemna foarte multe riscuri de securitate. Cum vede Europa și mai ales europeanul de rând, ca așa numim noi, cetățeanul de rând, aceste posibile evoluții? Cât de mult susține cetățeanul european de rând sprijinul pe care toate aceste state îl fac ca efort destul de consistent pentru a sprijini Ucraina în continuare? Susținerea europenilor pentru cauza Ucrainei există, evident. Sigur că peste tot pe listă cărcotași sau oameni care au o agendă pro-Kremlin, dar această susținere există. Vizita lui Biden a fost un mesaj foarte clar și foarte necesar însă, atât pentru aliați, cât și pentru Kremlin și pentru posibilii viitori adversari, poate, că leadership-ul american există. Iar pregătirea cu acribie a acestei vizite apare în presa din Germania și e urmărită cu mare atenție, pentru că președintele american a plecat de la baza militară Andrews de lângă Washington, nu cu Air Force One, ci cu un avion mai mic. A făcut o escală în Germania, la Ramstein, la baza militară, și toate ziarele scriu despre acest parcurs al președintelui Biden. O escală pentru alimentare cu combustibil. A zburat mai departe până în apropierea graniței dintre Polonia și Ucraina. De acolo a plecat cu o coloană oficială, dar fără mult tam-tam,
la Przemyśl, acel oraș cu încărcătură istorică puternică, de acolo a plecat mai departe cu trenul. Lumea se uită cu admirație la modul în care Statele Unite au organizat această vizită și urmărește, de fapt, strategia Washingtonului, pentru că la sfârșitul săptămânii vicepreședinta Kamala Harris s-a aflat la München, la conferința pentru securitate, și a avut acolo un mesaj puternic, iar cu o zi după încheierea acestei conferințe vine Biden în Europa de Est, atenție, și nu oriunde, ci la Kiev. Deci, mesaj clar, leadership-ul american există și în paralel cu această evoluție apare în presa germană și în presa occidentală, europeană, un document secret al Kremlinului care există încă din vara anului 2021, în care se vorbește despre schimbarea poziției în Belarus până în 2030 la o uniune militară, politică, economică, strategică între Moscova și Minsk, iar tot acum președintele Belarus, Lukashenko, anunță înființarea unor gărzi patriotice în fiecare sat, în fiecare oraș, 100 până la 150 de mii de forțe. Deci se întâmplă ceva în această zonă, într-o zonă în care și Moldova a fost atrasă, dar cu ajutorul informațiilor primite nu numai de la Kiev, și Bucureștiul știa. Bucureștiul aici este un pic mai reținut când vorbim despre relațiile cu Chișinăul, din păcate, dar Chișinăul s-a apărat deocamdată politic și diplomatic foarte bine față de eventualele destabilizări care au pornit de la Kremlin. Vorbim despre influența și importanța acestei vizite. Aș vrea să trecem puțin de partea cealaltă, pentru că Vladimir Putin urmează să țină discursul pe care nu l-a mai ținut în 2022. Cât și cum credeți că îl influențează pe Putin în deciziile sale această vizită? Cred că este... trebuie să așteptăm, de fapt, pentru că va fi o reacție dură din partea președintelui Putin. Deja s-a anunțat pe tot felul de surse, mai directe, mai indirecte. Cred că președintele Putin este extrem de neliniștit. Deși Kremlinul a fost anunțat în legătură cu vizita președintelui Biden la Kiev, deci Kremlinul știa, nimeni nu știa cum va decurge această vizită. Și a fost o vizită ca la prieteni, la prieteni adevărați, o vizită de prietenie, de solidaritate totală. Putin ar putea anunța, eventual, publicul larg din Rusia că operațiunile speciale s-au încheiat și a început războiul. E foarte posibil să asistăm astăzi la un mesaj belicos din partea președintelui Rusiei și va trebui să analizăm apoi cuvânt cu cuvânt din ceea ce vom urmări, evident, cu sufletul la gură. Și va trebui să vedem care va fi reacția președintelui american Biden, care va ține un discurs nu oriunde, ci în Palatul Regal de la Varșovia, alt simbol puternic. Atenție mărită la aceste două discursuri, pentru că de acolo vom afla și printre rânduri, dar și direct, care va fi evoluția de acum încolo în acest război pornit cu atâta brutalitate de Moscova. Domnule Diaconescu, aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră dacă vă puteți imagina, prin experiența pe care o aveți, ce ar putea să ne spună Putin nouă tuturor din lume, pentru că în mod sigur el asta vrea să fie auzit de toată lumea și cu siguranță, chiar dacă, așa cum spun analiștii, știe, este conștient că are restricții și că trebuie să se reorganizeze pentru că este tot mai greu pentru Rusia, niciodată nu o să recunoască asta în discursuri. Așadar, ce credeți că o să auzim în discursul pe care l-a amânat? Domnule Diaconescu. Am pierdut legătura, dar o să o refacem. Da, Mihai. Acest discurs este așteptat de întreaga națiune politică rusă, să spunem. Este așteptat și de aliații lui Putin din alte state. După cum spunea foarte bine invitatul noastră, în Belarus se întâmplă lucruri, dar acesta este un proces ireversibil de reanexare a Belarusului la Imperiul Rus. Discursul pe care președintele Biden îl va ține în Palatul Regal are și o simbolistică ascunsă. Acel palat a fost
rezidența conducătorilor ruși ai Poloniei, Polonia făcând parte din Imperiul Țarist cam aproximativ 100 de ani de la sfârșitul războiilor napoleoniene până în primul război mondial, o parte din Polonia, inclusiv Varșovia, iar Biden, prin ceea ce face, nu face decât să răspundă unor solicitări clare, unui semnal public de sprijin pentru aliații din Est. Și inclusiv prezența liderului român, Iohannis, acolo și altor lideri din formatul București 9, nu face decât să consolideze și la nivel public acest parteneriat care există, pentru că de multe ori noi nu știm ce se întâmplă în această diplomație secretă. Este normal, Kremlinul, da, a fost informat de această vizită, pentru că și când lansezi o rachetă test, tot informez pentru a nu se înțelege greșit, pentru că totuși liderul american, dacă îi se întâmplă ceva, americanii au un sistem foarte bine pus la punct de succesiune prezidențială. Chiar dacă dispărea Biden, era Kamala Harris, după Kamala Harris urmează alte persoane. Dar prin faptul că a fost anunțată vizita și s-a și dus, este și o mai mare sfidare. Iar în cultura politică rusă, acest afront, show the flag, cum ar spune frații noștri americani, lasă o impresie profundă, pentru că persoanele din Federația Rusă sunt supuse unui atac permanent mediatic. Putin este cel mai bun, Putin face asta, Putin... Iar asta este o lovitură, o mișcare opusă imaginii pe care își o creează în țară. Exact. Aș vrea să revenim la domnul Diaconescu, pentru că am refăcut legătura. Domnule Diaconescu, ce vreau să vă întreb, referitor la ce credeți că o să spună Putin, cu siguranță nu o să recunoască dificultățile în care se află în mod real și în țară și în teren în Ucraina. Sigur că nu despre dificultăți va discuta. Se va referi la războiul probabil total pe care poporul rus ar trebui să-l înțeleagă în relația cu vestul. Se va referi la teritoriile, oblasturile intrate sub suveranitatea Federației Ruse și în mod categoric va transmite mesaje de amenințare, de escaladare cel puțin retorică, mai puțin în legătură cu Ucraina și în special în ceea ce privește Statele Unite, ridicând întregul conflict din Ucraina la nivelul unei crize globale. Deci el vede mai departe ce crede el că vede. Da, absolut. Este o realitate paralelă pe care Putin și aparatul său mediatic o cultivă de aproape două decenii. Aș mai fi curioasă de un lucru. Cât crede el însuși din ceea ce spune? Este greu de crezut. În perioada URSS-ului exista o tehnică numită kremlinologie. Încercarea de a înțelege limbajul de lemn al liderilor de la URSS pentru a interpreta politica pe care URSS o va implementa în diferite regiuni ale lumii. Deja experții, analiștii politici și experții militari trebuie să descopere această știință, putinologie, prin care să iei practic cuvintele lui Putin și să vezi acțiunile de după pentru a înțelege ce a vrut cu adevărat să spună. Cumva România are o oarecare experiență, vorbim de limbajul de lemn de multe ori în România și rămășițele reflexului oamenilor de a citi printre rânduri. Mă duce cu gândul la asta, avem, ce spui tu. Da, este corect. Avem această rămășiță a stăpânirii comuniste. Am putea să spunem că avem o experiență mai mare în a înțelege astfel de declarații din partea asta decât alții, pentru că am trăit în mod sigur, experiențele noastre istorice cu Federația Rusă își pun amprenta asupra modului în care sunt luate deciziile la București. Avem o comunitate de experți destul de mică, dar în creștere, de persoane care sunt preocupate de Federația Rusă, de spațiul CSI. Urmează după acest discurs, cu siguranță, o ploaie de rachete, pentru că Putin ne-a obișnuit ca la orice vizită mai importantă a unui lider occidental la Kiev, la orice mișcare, la anunțul unui ajutor important, de pildă când au fost anunțate trimiterea de tancuri Leopard și Abrams și alte așa, urmează o ploaie de rachete. Deci Rusia nu va înceta această ofensivă. Este de așteptat ca să fie anunțate eventual acele anexări rezultate în urma referendumurilor ilegale din septembrie anul trecut, dar până la urmă Putin ne poate surprinde doar dacă anunță pacea. În rest, toată lumea se așteaptă ca să anunțe continuarea operațiunii militare speciale sau a războiului, dacă așa, vom vedea în anturajul, când va ține discursul, vom vedea practic toți acoliții lui, de la liderul Bisericii Ortodoxe Ruse, Patriarhul Kiril, până la liderii principalilor servicii de informații. Sigur îl vom vedea și pe Ramzan Kadyrov în public și urmează și inclusiv modul în care ei sunt situați în jurul lui Putin. Vom înțelege care este locul lor în schema
puterii de la Kremlin, exact cum era și pe vremea URSS-ului. Din păcate, este un fel de deja vu. Da, e bine că este mai ușor de înțeles, dar este... Din păcate, este o chestie foarte dureroasă pe care poporul ucrainian o plătește cu sânge și inclusiv nici români din Ucraina care luptă pe frontul de est, mii de români din Ucraina luptă pe frontul de est, sute de ei deja au decedat, exact cum s-au văzut și în materialul de ieri de la colegul, de la corespondentul special de război, da. Saizu, din Ucraina. Mulțumesc tuturor invitațiilor pentru discuția de astăzi. Urmează să vedem ce va declara concret Putin, ce va spune și Joe Biden de la Varșovia. Cu siguranță zilele următoare acestea vor fi temele dezbătute. Rămâneți cu Prima News, ne revedem la fix. Bună ziua, este ora 11, sunt Raluca Alhadad, este Prima News aici și este ora la care toată lumea așteaptă și declarațiile lui Vladimir Putin. Este discursul pe care ar fi trebuit să-l susțină la finalul anului trecut, din diverse motive pe care probabil nu le va recunoaște niciodată, a amânat acest discurs. Astăzi o să ascultăm ce are Vladimir Putin de spus și către țara lui și către exterior. Așteptăm, deja vedem imagini cu sala amenajată, teoretic ar trebui să înceapă din moment în moment acest discurs și o să vedem și noi ce am putea să auzim până în momentul în care începe să vorbească. Suntem în continuare în legătură directă cu Robert Schwarz, jurnalist Deutsche Welle, iar alături de mine a rămas în continuare Mihai Isac. Așadar, iată imaginile. Scaunele nu mai sunt depărtate, sunt într-o masă compactă de oameni cu greutate la Moscova. Da, vedem. Pe cine putem să observăm? Păi cum vorbeam adineauri, este fostul președinte Medvedev, posibil viitor președinte Medvedev, după ce Putin nu va decide să nu mai candideze. Am, normal, în alt preafericitul Kiril, patriarhul războiului, șeful Patriarhiei Ortodoxe Ruse. Observăm în rândurile din spate și o serie de persoane îmbrăcate militar. Aceștia sunt o parte din eroii din războiile din Ucraina. În frunte vedem tot liderii principalor partide din Duma de Stat și din Consiliul Federației. În Rusia este o opoziție cu permisiune de la Kremlin, să spunem. Deci avem Partidul Comunist, care face PR-ul prin Federația Rusă, dar de fapt este practic... Este o opoziție acreditată. Da, aprobată. Vedem o parte din oligarhi, era Abramovici, iar tot în parte vedem, m-am uitat după așa zisa sau posibila soția lui Putin, care nu, da, văd că nu este. Vedem liderii mișcărilor separatiste din Donetsk și din Lugansk. M-am uitat după Ramzan Kadyrov, nu l-am văzut, dar sigur ocupă un loc de frunte. Recunosc o parte din liderii, din parlamentarii de bază ai din Federația Rusă. Este practic este o bătălie între factorii de decizie ruși de a fi cât mai în față la astfel de manifestări. Asta înseamnă că sunt printre favoriți. Da, este că sunt printre favoriți. O parte din oligarhi. Iată și șeful armatei. Da, da, este, da, ministrul Șoigu. Urmează să-l vedem. Depinde, v-am spus, după acest discurs, serviciile de informații occidentale vor lua aceste imagini la puricat și vor vedea care este ierarhia în acest moment la Moscova. Văd și foarte multe femei. Da, sunt foarte... Da, dacă vă uitați în spate, din primele rânduri, sunt ocupate în general de bărbați. Da, sunt femei. Practic, Putin încearcă să umanizeze acest război în fața populației ruse. Vedem deseori întâlniri între Putin și grupuri de, așa zise, mame ale eroilor sau de persoane în vârstă care le cer să lupte pentru, cum îi spune, să lupte împotriva fascismului și nazismului. Acolo, în partea stângă, adineauri, erau niște persoane în cărucior. Este Priplic, este unul din eroii din Donbass, cum spun ei. Asistăm, în mod sigur, o să anunțe măsuri sociale pentru familiile celor căzuți în Donbass. Tot așa, o să anunțe... câte o haină de blană sau ce am mai auzit? Da, cât este real din aceste...
este greu de spus, pentru că acel eveniment a avut loc, dar modul în care a fost prezentat sau gestionat lasă mai multe. Dar în mod există foarte multe cazuri de... Iată, își fac și selfie-uri. Da, este normal. Se consideră că va fi cel mai important discurs după al doilea război mondial. Deci, după cum am spus, fiecare sat cucerit în Donbas capătă amploarea cuceririi Berlinului pentru propaganda Federației Ruse. Este un semnal puternic trimis și aliaților Federației Ruse. Este un semnal puternic trimis în Belarus, trimis în alte state CSI. După cum o să vedem, urmările din acestui discurs va fi, dacă va fi urmat și de o ploaie de rachete, înseamnă că Putin rămâne în același tipar care ne-a obișnuit. Ce se mai pot observa, pe lângă văd și unele scaune mai goale, ce se mai poate observa este epurarea care a avut loc la nivelul elitei ruse, și aici ne referim și de la acele serii de accidente, persoane care nu mai știau să mai înoate sau cădeau de la etaje superioare, și vedem faptul că există o redistribuire a bogățiilor Federației Ruse sub sancțiuni. Rechinii au ajuns să se lupte între ei pentru a păstra cât mai mult sub control. Vedem în spate și lideri ai mișcării musulmane. Iată, culte religioase, culte religioase. Din păcate, în Federația Rusă a reușit să mobilizeze, Putin a reușit să mobilizeze în sprijinul său liderii principalelor formațiuni, principalelor culte din Federația Rusă, inclusiv liderii musulmani de la Kazan sau liderii musulmani din Caucaz au chemat la jihad împotriva ucrainienilor. Este ceva foarte straniu. Putin, care se dă apărător al ortodoxiei ruse, Ruski Mir, folosește forțe din inspirație musulmane pentru... Bine, nu este ceva nou Federației Ruse. Federația Rusă întotdeauna a folosit alte popoare, da, inclusiv românii care au fost luați forțat în armată pe front. Astfel se întâmplă și în Donbas, unde există semne clare că Federația Rusă înrolează cu forța bărbați ucrainieni pentru a-i folosi împotriva Ucrainei. Robert Schwarz, cum se vede această sală plină din Germania, din vest? Da, e surprinzător pentru orice privitor din Europa Occidentală să vezi în primul rând, în așteptarea marelui lider de la Kremlin, începe un evenimentul, viitor. Iată, deja Putin este la pupitru, o să vedem dacă avem și traducerea în engleză, să vedem... Da, până avem traducere și o să aflăm, da. Să începem să aflăm ce spune. Asta vorbeam despre cum se vede acest discurs din Occident. Da, asta încercam să spun. În primul rând să-l vezi pe viitorul fost președinte Medvedev lângă Patriarhul Bisericii Ortodoxe. Faptul că aici politicul cu religiozitatea exagerată, exacerbată, afișată, merg mână în mână, nu se prea înțelege în Europa, cred, pentru că e o clară despărțire între politic și laic, adică totuși trăim într-un stat secular în care, evident, religia este importantă, bisericile au poziția lor în societate, dar nu se afișează în primul rând cu liderii politici. Донбас сражался, отстаивал право жить на своей земле, говорить на родном языке. Боролся и не сдавался. Mulțumesc celor care au luptat, mulțumesc celor care au murit pentru a apăra dreptul celor din Donbas să vorbească în limba natală. Este unul din principalele punctele. Da, pozitiv, puternic, da. Repet o teză plăcută propaganda din Federația Rusă, faptul că populația locală a cerut sprijinul Rusiei pentru a rezista, de parcă insurgenți locali ar fi avut tancuri acasă și luptau cu ucrainienii, nu că acele tancuri erau trimise din Federația Rusă. Da, ca și cum totul este spontan. ...договоры о мирном выходе из этого тяжелейшего конфликта. Но за нашей спиной
Putem să recunoaștem ușor această liniște monumentală întreruptă de aplauze și urale. Da. Și o să vedeți printre cei așezați și persoane care au sisteme de comunicare avansată, deci e clar că sunt membrii ai serviciilor de securitate, de protecție și pază. Deci este clar că nu au încredere în propriul anturaj. Deci Putin ia măsuri foarte dure pentru a se apăra de aliații săi. Se și spune că nu mai iese din buncăr de bună vreme. Da, și aici vine și această mișcare surpriză a președintelui Biden, exact, vizita, deci el vine în Varșovia, iar el nici în Donbass nu a fost. Vedem, iată cum vorbeam mai devreme, da, reprezentanții altor credințe. Da, din păcate vedem și reprezentanții budiștilor din Republica Calmâchia. Calmâchia este o zonă foarte săracă de la lângă Marea Caspică și a suferit unele unitățile militare recrutate de acolo, au suferit unele din cele mai mari pierderi din timpul războiului. Este o constantă a atacului rus în Ucraina, folosirea soldaților din minorități etnice pentru a ataca poziția ucrainene. Cam cât poate să dureze discursul ăsta? Cât durează de obicei? Poate să dureze o oră, oră și ceva. Este președintele Putin avea obiceiul înainte de a vorbi și cu presa străină în chestii foarte bine aranjate care puteau să dureze până la 4 ore sau discuții cu presa loială în care erau inclus și cetățeni care sunau întâmplător și adresau anumite întrebări, erau chestii foarte bine regizate și după aceea redifuzate. În Federația Rusă foarte multe posturi TV au așa numita ora a președintelui, în care vorbesc despre marile realizări ale administrațiilor Putin. Deja încep să vină și declarațiile traduse. Ne aflăm într-o perioadă dificilă, înaintea unor evenimente istorice. Iată, introduce ulterioare evenimente istorice din punctul lui de vedere. Vom decide sarcinile operațiunii militare speciale, cu pas, păstrează terminologia, dar deja ne arată că ceva s-ar putea schimba. Da, prin faptul că acest discurs este ținut clar cu 3 zile înainte de aniversarea începutului de invazie, este de un semnal puternic. De ce chiar în ziua invaziei? Pentru că nu putea risca ca în ziua invaziei să prezinte un discurs în urma unor posibile înfrângeri de pe teren. Deci 21 februarie a fost aleas cu scopul de a să spunem, rivaliza cu discursul președintelui Biden, pentru că Federația Rusă. Cineva care doarme acolo deja. Da, acela cred că este unul din veteranii atât de dragi administrației Putin. Putin mereu a, chiar la 70 și ceva de ani de la terminarea celui de-al doilea război mondial, Putin încă găsește veterani a celui de-al doilea război mondial care să vină la el la... Acest veteran, pentru că doarme, riscă ceva sau rămâne îndrăgit al lui Putin? Nu, rămâne, nu cred să pățească ceva. Conform legislației ucrainiene, veteranii celui de-al doilea război mondial au foarte multe drepturi, drepturi în care în ultimii ani au fost acordate și veteranilor din Afganistan, din Cecenia sau altor intervenții numite sovietice, numite război internaționale. Deci numărul de veterani este crescut în mod artificial și când se vorbește de veterani, populația are în vedere urmașii cei care au luptat în al doilea război mondial, dar de fapt înseamnă foarte mult. Este o populație de obicei care nu a reușit să se reîntoarcă în societatea civilă, iar aceste războaie sunt un fel de debușeu pentru a înlătura anumite elemente din societatea rusă. De asta și vedem recrutarea masivă a celor din închisorile din Federația Rusă. Așa numite batalioane de pedeapsă, Strafbat, sunt o constantă în armata rusă de-a lungul vremurilor, inclusiv în al doilea război mondial. Aceste batalioane disciplinare erau folosite ca forțe de șoc împotriva pozițiilor întărite. Este adevărat că și alte armate aveau astfel de unități, dar scara la care sunt folosite de către armata rusă este ceva înspăimântător. Aceasta este Ivancenko, este lidera mișcării Naș, una din mișcările pro-Kremlin de tineret. Deci ceea ce este înspăimântător la toată această propagandă rusă este că de mici încep să fie îndoctrinați. Vedem la grădinițe de 9 mai defilări cu soldați, cu copii îmbrăcați. Da, cu tancuri, cu mașini, ce alți copii fac, mașinuțe, furnicuțe, acolo erau arme, mașini de luptă, de la vârste foarte mici. Da, sunt. E adevărat că astfel de manifestări pot fi întâlnite la scară mult mai mică și în alte țări, dar ridicarea la nivel de ideologie de stat
acestui mod de a prelucra copiii este înspăimântător și ar trebui să dea de gândit celor din Europa. Ca să mai mergem la Robert Schwartz, să continuăm discuția despre felul cum este văzut acest discurs în Occident. Cum este ascultat Vladimir Putin astăzi de țările care susțin Ucraina? În aceeași cheie în care au fost urmărite toate discursurile care vin dinspre Moscova, după declanșarea agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei. Deci ceea ce a spus cancelarul federal Olaf Scholz imediat după începerea invaziei, că asistăm la o schimbare de paradigmă, se schimbă timpurile, Zeitenwende, e un puternic semnal și pentru Germania că nu mai pot continua relațiile privilegiate la un moment dat pe care le-a avut Berlinul cu Moscova. Și dacă urmărim discursul lui Putin, vedem că deja de la început acest discurs este construit pe o pornire absolut halucinantă, bazată pe un fake foarte clar. Noi am făcut tot posibilul să rezolvăm pe cale pașnică situația din Donbas, dar Occidentul s-a pregătit pentru un alt scenariu, a spus Putin chiar în deschiderea acestui discurs. E același mesaj bazat pe minciună, pe propagandă, pe manipulare. Da, spune, noi am făcut tot posibilul să rezolvăm. Spune, noi am făcut tot posibilul să rezolvăm pe cale pașnică situația din Donbass, dar, așa cum spuneați și dumneavoastră, Occidentul s-a pregătit pentru un alt scenariu. Mai spune, Kievul a purtat discuții cu Occidentul despre livrarea de arme înaintea operațiunii militare speciale. Da, și uite să spun că există memorandumul de la Budapesta prin care și Rusia s-a obligat să garanteze independența și integritatea și securitatea Ucrainei, un memorandum în baza căruia Ucraina a retrocedat toate focoasele nucleare sovietice Moscovei. Uită că Rusia a agresat Ucraina în repetate rânduri, uită ce s-a întâmplat deja în 2008 în Georgia, uită că mai sunt 2000 de militari ruși în Transnistria, deși în 1999 Rusia s-a obligat prin tratate internaționale să-și retragă ultimele forțe militare de acolo. Uită că în Transnistria, în Cobasna, există cel mai mare depozit de muniție încă de pe vremea Uniunii Sovietice din Europa, cel mai mare depozit militar cu muniție și aparatură veche, adevărat, din Europa. Putin uită toate astea sau, dacă nu le uită și sunt convins că le știe, nu le spune, pentru că nu-i așa, prin manipulare poate continua în aceeași cheie naționalistă patriotardă deșanțată. Sunt curioasă dacă îl va menționa pe Joe Biden în acest discurs. Ce credeți? Cred că da, nu poate să ignore totuși ceea ce s-a văzut peste tot. Chiar dacă s-a văzut la televiziunile arondate și controlate din Rusia, în altă cheie. Dar m-aș mira să ignore prezența lui Joe Biden la o aruncătură de băți, practic, de Rusia. Da, trebuie să urmărim cu atenție. Ambele variante sunt posibile, nu? Dar eu cred că va menționa în aceeași cheie de propagandă și vizita președintelui american la Kiev. A spus deja că NATO s-a extins până la granițele noastre. Tot mai multe trupe au fost masate la granițele noastre, spune deja Putin. Se îndreaptă deja cu discursul către NATO și alianța care susține Ucraina. Dar NATO a fost nevoit să consolideze dispozitivele de apărare instalate în statele membre, inclusiv prin trimiterea de soldații francezi, americani în România. Să nu uităm, divizia 101 aeroportată este în România. Vedem totodată măsuri luate de Statele Unite împreună cu aliații pentru a gestiona cât mai bine resursele alocate. De pildă, noi avem detașament de militari români în Polonia, care folosesc aceste unități Gepard foarte bune împotriva dronelor. Avem la Craiova, de pildă, detașament de militari polonezi. Iar faptul că atât de mulți soldați din multe țări lucrează împreună, sub o structură unitară de comandă, indiferent de religie, indiferent de limbă, indiferent de diferendele istorice majore care sunt între statele europene, arată unitatea
alianței. Arată faptul că examenul Ucraina a fost deja trecut cu brio de către NATO, indiferent de cum se va termina războiul din Ucraina. NATO a arătat că are o unitate de conducere, are o putere de decizie. Este adevărat că acest sistem de a lua decizie la nivel comun puțin a îngreunat modul de implementare, dar și când s-a decis implementarea deciziilor luate, au fost implementate, pentru că să ne aducem aminte cum arăta Ucraina în martie anul trecut și cum arată acum. Faptul că în acest moment deja asistăm la atacuri în interiorul Federației Ruse și acestea încă sunt limitate de către dorința statelor occidentale de a nu lărgi spectrul războiului, nu face decât capacitatea alianței de a duce aceste lupte, pentru că tot ce face Ucraina este în consultare cu occidentalii. Ne dăm seama că serviciile secrete de spionaj ucrainiene beneficiază de un sprijin masiv din partea serviciilor omologe din Occident. În mod sigur, tehnologia, de pildă sateliții militari americani, furnizează date brute sau prelucrate către ucrainieni, iar forțele ucrainiene sunt foarte bine pregătite, adică un an de război transformă din orice om nepregătit în cineva destul de bun pentru a lupta. Iar partea rusă are foarte mari slăbiciuni, pentru că de multe ori s-a descoperit că din cauza corupției multe sisteme de armament nu existau decât pe hârtie. S-a descoperit că, de pildă, Garda Națională Rusă, așa numită Rasgvardia, avea unități care existau strict pe hârtie, dar cineva încasa acei bani. Totodată, acest discurs va fi un semnal puternic și pentru aliații rușilor din Asia Centrală, pentru că în Asia Centrală avem o republică numită Kazahstan, care se confruntă, să zicem, cu pretenții redentiste ale Federației Ruse de 30 de ani încoace. Iar prin faptul că Putin duce acest discurs atât de agresiv și, dacă vedem, a vrut să aibă o oră înaintea de președintele Biden, a vrut să fure, să ia fața, startul, cum se spune, arată faptul că sunt mișcări bine gândite, care nu lasă semne de întrebare asupra intențiilor lui Putin. Putin dorește continuarea războiului și, în mod sigur, el vede această continuare ca singurul mijloc pentru consolidarea propriei baze electorale. Iată, el deja vine cu noi acuzații, spune că Occidentul și-a înșelat în mod cinic populația. Noi ne apărăm interesul nostru și poziția că nu ar trebui să existe o diviziune între țările civilizate și restul. Tot de la Putin, da, vine dorința de unitate. Sunt teorii mai vechi ale... Doar SUA au un număr mare de baze militare în jurul lumii. Statele Unite au părăsit în mod unilateral tratatele internaționale. Deci SUA este imaginea răului. Da, absolut. Este dușmanul care îi justifică este toate acțiunile ei. Discurs. Adică statele occidentale au început acest război, da, nu rușii. Noi am făcut tot ce ne-a stat în putință să îl oprim. Sevastopolul din Crimea era următoarea țintă. Obiectivul Occidentului este puterea fără limite, mai spune. Pentru Occident, miza o reprezintă trilioane de dolari. Da, este un discurs obișnuit al propagandei ruse, nu este nimic nou în asta. Sevastopolul este ridicat la nivel de, să spunem, Ierusalim geopolitic pentru Federația Rusă. Faptul că NATO ar fi putut ajunge în Ucraina nu face decât să ne arate faptul că Rusia pune la îndoială dreptul popoarelor și al țărilor de a decide din ce organizații fac parte. Pentru că, până la urmă, chiar dacă NATO, să spunem, ar fi înțeles cu Federația Rusă să nu avanseze, înseamnă că punem la îndoială dreptul popoarelor să decidă ce și cum fac. Dreptul de a decide că nu mai vor să facă parte din Imperiul Rus, din acest Ruschimir, care practic obsedant ne este repetat. Iar faptul că noi avem la prut un exemplu a doua, cred că, rundă de aplauze. Da, este sunt a doua. Curioasă la ce a fost aplaudat, dar cu siguranță informațiile astea o să apară. În mod sigur, ora a anunțat ajutoare pentru cei care au luptat în Donbas, pentru că acum în Federația Rusă se creează practic o nouă clasă de cetățeni.
veteranii războiului din Ucraina. Iar acești veterani, care vor fi mulți. Da, iar acești veterani se vor întoarce. Și familiile celor morți. Da, și acești veterani se vor întoarce. Statul rus nu are un sistem de a ajuta veteranii de război să reintre în viața civilă. Din păcate, nu putem spune că România stă neapărat mai bine, dar noi nu ne confruntăm cu un așa număr mare de veterani în urma operațiunilor din Irak sau Afganistan. Dar problema statului rus este că va folosi al lui Putin va folosi în mod electoral această masă de veterani și este posibil ca pe viitor în Federația Rusă să asistăm la apariția unor mișcări naționaliste mult mai radicale, chiar cu tendință fascistă, exact în ceea ce spune Putin că luptă împotriva. Deci este o problemă, este o strategie care ar putea să aibă repercusiuni grave pentru viața politică rusă. E adevărat că Occidentul va lua anumite măsuri pentru a combate Federația Rusă, dar până la urmă depinde de ruși în sine dacă o să scape de Putin sau nu. Pentru că nimeni nu vrea o Rusie slăbită, o Rusie dominată de cineva mult mai radical ca Putin și care dispune de acel arsenal nuclear impresionant. Mai spune Putin că Occidentul a întors Ucraina împotriva Rusiei. Occidentul a început să facă Ucraina antirusă cu mult timp în urmă. Unitățile militare ale Kievului folosesc însemne naziste și nimeni din Occident nu observă asta. Robert Schwartz, observă cineva aceste însemne naziste în Occident? Ce înțelege el ca fiind însemne naziste? Asta ar trebui să explice Putin. Sigur că sunt și forțe naționaliste în paramilitare chiar în trupele ucrainene, dar semnele naziste au fost folosite, dacă putem să le spunem semne naziste, de forțele Rusiei, pentru că Z-ul acela aduce aminte, nu? De însemne naziste. E discursul mai vechi al președintelui Putin, care a visat probabil la un moment dat despre acel proiect anti-Rusia pe care Occidentul l-ar fi pregătit de an bun și uită să spună în ce relații privilegiate a fost cu același Occident și asta nu doar datorită sau din cauza gazului și petrolului, ci practic Occidentul a sprijinit Rusia după prăbușirea Uniunii Sovietice cu miliarde de dolari și mărci și după aceea euro, tocmai pentru a evita căderea Rusiei într-o groapă, într-o gaură neagră a naționalismului. Să ne aducem aminte, au existat relații privilegiate nu numai între Uniunea Europeană și Rusia, ci chiar cu NATO au existat programe comune, programe care la un moment dat au fost oprite la comanda Kremlinului. Deci Putin își construiește discursul așa cum o face în ultimii ani, practic din 2007 încoace. Ne aducem aminte, în 2007 la conferința pentru securitate de la München, Putin a avut primul său discurs vizibil și clar antioccidental. Occidentul n-a învățat atunci mai nimic din acest discurs. S-au urmat apoi agresiunile, am vorbit despre ele, în Georgia și în Ucraina, și acum asta vedem. Asistăm la același discurs, evident, amplificat acum pe fondul războiului, pe fondul operațiunii speciale militare despre care vorbește încă Vladimir Putin, o operațiune care va urma pas cu pas. Da, ne putem aștepta, evident, la extinderea operațiunilor și trebuie să vedem care vor fi semnele care pleacă de la Minsk, dinspre Belarus, pentru că acolo Lukashenko a ordonat mobilizarea gărzilor patriotice. În fiecare sat, în fiecare cătun, în fiecare oraș trebuie să existe aceste gărzi patriotice. Semnale destul de precare pentru a ne putea gândi eventual la o pacificare a zonei. Am văzut deja a treia, a patra rundă de aplauze după niște gesturi largi cu mâinile ale lui Vladimir Putin. Aș mai fi curioasă, apropo de ce spunea Mihai mai devreme, referitor la faptul că Putin nu are încredere în proprii săi oameni, dintre cei care îl aplaudă acum, câți îl cred și îl idolatrizează cu ardoarea pe care o arată public cel puțin? Răspunsul
e vânare de vânt, pentru că parcă asistăm la congresele Partidului Comunist Român cu un Ceaușescu înflăcărat la tribună, aplaudat de propria lui soție și de întreaga camarilă, în sală, aplauze puternice, care fără sfârșit, practic, standing ovations, dar în spatele acestor aplauze deja se pregătea debarcarea gărzii lui Ceaușescu. Deci nu știm ce se întâmplă dincolo de aceste fețe de politicieni mumificați uneori, pietrificați și aplauze frenetice, ceea ce se vede, nu știm ce se ascunde în spate. Sigur că sunt speculații. Are susținători, evident, și pe față, dar cu siguranță există politicieni care se gândesc deja și au deja proiecte și planuri pentru o perioadă post-Putin. Trebuie să așteptăm însă, probabil, încă luni sau ani, luni bune, ani bune. Da, din păcate, președintele Putin nu face decât să pregătească populația rusă la nivel psihologic de o confruntare cu Occidentul, o confruntare care se desfășoară, deocamdată are doar o componentă economică directă, dar în acest moment ne putem aștepta la anunțarea unor noi valuri de mobilizare, iar faptul că Putin nu își permite să piardă în Ucraina nu face decât să arunce Ucraina într-un război și mai prelungit. Deja, după cum spuneam și acum câteva minute, orice încercare a lui Putin de a ieși din acest război fără a obține o victorie clară nu va face decât să condamne regimul său la o sfărâmare, pentru că în mod sigur întotdeauna s-a spus că ar fi mai bine fără Putin, dar ar trebui să ne întrebăm și ce vine după Putin. Cine îl înlocuiește, pentru că exact. Este posibil ca cel, datorită pregătirii propagandistice desfășurate de regimul Putin pentru diferite războaie, cel care vine după Putin să folosească același limbaj naționalist dur, poate un panortodoxism mult mai dur, și să înceapă inclusiv un război civil împotriva unor comunități, minorități naționale din interiorul Federației Ruse. Dar în acest moment Putin vrea să prezinte întregii lumii un front unit în care vedem alături liderii musulmani, alături de lideri budiști, alături de lideri ortodoxi. Adică este ceea ce el încearcă să transmite, este faptul că Rusia nu este numai ortodoxie, Rusia nu este numai minoritatea rusă, sunt foarte multe popoare care ar dori să facă parte din Ruschi Mir. Este interesant de văzut referirile care le va face la fiecare țară, eventual poate și Republica Moldova sau unele state membre ale NATO. Dar momentan nu putem decât să stăm și să vedem această organizare de partid, uitați, deja se ridică în picioare, această organizare, un moment important. Da. Unii lideri de la București cred că sunt geloși pe se ridică sala în picioare, într-adevăr. Da. Erau anumite zvonuri că și Lukashenko va asista la acest discurs. Acum câteva zile Putin s-a văzut cu Lukashenko. Este adevărat că Belarusul mobilizează diferite forțe. Asta se face și din considerente interne, pentru că Lukashenko are o teamă de propriul popor, dar și pentru a menține ocupate forțe ucrainiene. Ucraina este nevoită să mențină undeva 30-40 de mii de soldați la granița cu Belarusul, pentru că orice atac din Belarus către vestul Ucrainei n-ar face decât să reteze calea de aprovizionare și ar duce la o capitulare imediată a Ucrainei. Da, iată, noi traduceri din vorbele lui Putin, după ce a spus că se folosesc însemne naziste și nimeni din Occident nu observă, spune: proiectul anti-Rusia înseamnă canalizarea agresiunii către Est pentru a alimenta un război în Europa. Responsabilitatea pentru escaladarea din Ucraina este la elitele occidentale. Occidentul vrea să schimbe conflictul local într-unul global, spune Putin. Existența țării noastre este în joc, însă înfrângerea țării noastre pe câmpul de luptă este imposibilă. Probabil că la unele din aceste declarații au fost aplauzele de mai devreme. Da, mă mai uitam și la fețele celor care îl ascultă.
Unii nu au nicio expresie, unii între au așa ceva între plictiseală și nu pot să-i spun adorație, că nu pare să fie, apropo de ce vorbeam mai devreme. Sunt chestii foarte controlate, pentru că mulți din ei știu că vor fi filmați și mulți din ei au ambiții politice la nivelul federal, deci o parte din acești tineri invitați sunt stelele de mâine ale politicii, mulți din ei sunt în relații de rudenie cu actuala elită politică de la Moscova, iar Putin nu face decât să cultive următoarea generație de lideri loiali sistemului pe care el vrea să îi lase în fruntea Rusiei. Iar acuzațiile de nazism la adresa Ucrainei sunt ceva obișnuit. El se referă la batalionul Azov, care a luptat în 2014, acum se păsează un moment de reculegere. În 2014, printre forțele pro-ucrainiene mobilizate în Donbass, au fost și, să spunem, forțe de inspirație ideologică de dreapta. Este adevărat că au fost diferite reportaje în mass media occidentală în care s-a arătat un caracter nazist al unei părți din aceste mișcări, dar liderii... Iată și niște priviri mai... Da, acela este un fost campion mondial la box, a ajuns... Putin folosește foarte mult eroii sportivi ruși pentru promovarea propriei agende, inclusiv soția purtătorului de cuvânt Peskov. Este o imagine între ceva legat de forță și ceva legat de fair play, imaginea lui de sportiv pe care și-o promovează. Da, absolut, dacă să nu uităm acele meciuri aranjate de karate, taekwondo și în care el câștigă sau hockey-ul, unul din sporturile favorite ale lui și ale lui Lukashenko, este chiar o axă a hockey-ului, să spunem, între Minsk și Belarus. Iar aceste acuzații de nazism pot fi foarte ușor demontate de oricine. Este adevărat că în al doilea război mondial au existat simpatizanți naziști în Ucraina, dar trebuie să înțelegem că aceste simpatii de ideologie dreaptă vin tocmai în urma tratamentului pe care Federația Rusă l-a aplicat ucrainienilor. Deci, mare parte din cei care au făcut parte, ori proveneau din familii care au avut de suferit sub sovietici, ori și-au văzut părinții, rudele uciși în războiul din Donbass. Pentru că războiul de azi din Ucraina, noi aniversăm un an de la această invazie a Federației Ruse. Dar războiul în Ucraina a început în 2014. Iar acuzațiile la adresa Occidentului pe care le face Putin sunt ceva obișnuit. Adică și un copil de grădiniță poate să recite aceste acuzații. Să le reproducă sau să facă unele asemănătoare fără să-ți dai seama. Da, iar cum spunea și invitatul nostru, în 1994 la Budapest a fost semnat acel memorandum, una din cele mai mari greșeli geopolitice ale Kievului, după cum se vede, prin care Ucraina a renunțat la focoasele nucleare moștenite s-a în urma... S-a expus cu această ocazie. Dar în acel moment, liderii de la Kiev sperau că totul o să fie bine. Ei se vroiau să rămână în continuare în sfera Federației Ruse. După asta au văzut, oricum, s-a văzut în mod clar că prin această invazie Putin a forțat mâna și în alte locuri. Și foarte în Ucraina, în acest moment, există o mișcare prin care chiar și rușii, etnici ruși din mamă în fiu, să zicem așa, vorbesc în limba ucrainiană. Este ca o formă de protest față de invazia rusă. Ceea ce este și foarte de înțeles, iată, mai spune Putin că, așa cum am citit mai devreme, doamna Matveciuk, șefa Consiliului Federației, înfrângerea pe câmpul de luptă este imposibilă, spune el, și critică decadența occidentală, iarăși un leitmotiv. Biserica anglicană intenționează să ia în considerare ideea unui Dumnezeu neutru din punct de vedere al genului și spune Putin, ei nu știu ce fac, noi nu vom fi niciodată ca elitele occidentale să ne angajăm în vânători de vrăjitoare. Vestul va încerca să ne divizeze, să pună pariuri pe trădători. Da, este o referință la cei din Federația Rusă care foarte mulți au fugit de frica conscripției sau au fugit din diferite motive. Iar Kremlinul are o mână lungă. Cazul Skripal ne arată faptul că pot folosi mijloace dure pentru eliminare. Iar această referință la Biserica Anglicană, este una din căile prin care Federația Rusă atacă Occidentul, pentru că într-un fel trebuie să înțelegem că în partea noastră de lume populația încă nu este pregătită să accepte anumite chestii care în Occident sunt deja, să spunem, normale. Și în ultimii ani în România am și văzut o pompare pe aceste idei. Da, este corect. Aceste
noțiuni de familie, de credință, da, da, sunt cumva atinse constant. Da, în iar vreme. Federația Rusă folosește în acest război hibrid împotriva statelor europene teme locale. De asta și vedem în România mediile proruse erau antivaccin, erau, să spunem, au monopolizat acest discurs al familiei tradiționale, ceea ce a fost o greșeală din partea anumitor factori români să-i lase să monopolizeze acest discurs. Este bine că acel referendum nu a trecut. Este bine că s-a ținut și e bine că n-a trecut. Această temă a fost deja îngropată la nivelul societății referendum noastre. Referendum și spune Putin, majoritatea poporului nostru ne-a susținut în acțiunile de apărare a Donbasului. Vreau să mulțumesc poporului rus pentru hotărârea și curajul său. Da, sunt neucitoare cifrele pe care, chiar și cele din acele sondaje neoficiale ale opoziției. Deci politica lui Putin este susținută de o mare parte din populația Federației Ruse datorită acestei propagande. Pentru că nu poți să lupți cu propaganda în Federația Rusă. Ești obligat să te înregistrezi ca agent străin sau ești declarat agent străin și atunci ai acces limitat la piață. Dar Putin nu face acum decât să repete acuzațiile. El luptă în Ucraina pentru a denazifica Ucraina. Este ciudat cum poți să lupți împotriva creștinilor cu o armată musulmană, iar faptul că cecenii au ajuns să fie una din armele redutabile ale Federației Ruse stă puțin și în curtea Occidentului, pentru că în anii 90, dacă ne aducem bine aminte, poporul cecen încerca să-și obțină independența, dar Statele Unite chiar au colaborat cu Federația Rusă pentru a combate insurgența cecenă. Și în acest moment, după ce cecenii au fost abandonați, elita locală a trebuit să găsească un modus vivendi cu partea rusă. Și din acest demers a reșit un monstru, un regim monstru, cum este regimul Kadyrov de la Groznyi, care supune populația cecenă unui regim brutal, absolut brutal, iar soldații, tinerii ceceni, sunt forțați să meargă pe front. Chiar sunt forțați atât de cultura marțială a acestor popoare, dar și datorită presiunii societății. O parte din cecenii refugiați astăzi se află în Ucraina, luptând de partea cealaltă, așa cum sunt și contingente de belaruși care luptă pentru Ucraina. Deci vedem de multe ori că această tradiție a emigrației ruse de a lupta împotriva regimurilor autoritare de la Moscova. Iar în aceste imagini care le vedem practic o persoane chemate la o oră matinală, care sunt forțate să asiste la un discurs războinic, iar imagini de la acest discurs ne vor bombarda pe canalele rusești de propagandă până la următorul discurs. Care când va fi? Nu se știe când va fi următorul la discurs. La finalul anului sau? Depinde și de evoluțiile de pe teren. Este dacă numita ofensivă rusă care este acum în desfășurare va ieșua lamentabil, atunci vom asista poate la un nou discurs menit să impulsioneze masele. Iar dacă se va decide trecerea la folosirea unor arme mult mai dure, nu neapărat nucleare, atunci Putin tot va ține un discurs, pentru că Putin folosește această amenințare nucleară pentru a determina Occidentul să nu intervină în mod direct. Pentru că Occidentul, ca să intervină, de pildă să impună o zonă de no-fly, are nevoie de resurse masive. Deci Occidentul nu poate, NATO nu poate interveni, trimitem 10 avioane. NATO, dacă intervine, trebuie să intervină. Este o mașinărie de bătălie redutabilă, care este adevărat până acum a fost obișnuită cu războaie asimetrice, în sensul că toți ceilalți opozanți erau mult mai slabi și nu dispuneau de arme nucleare, dar Occidentul, dacă intervine, va trebui să intervină dur și rapid pentru a fi sigur că nu declanșează o apocalipsă nucleară. Exact aici mă gândeam acum ce ar însemna dacă, Doamne ferește, ajung aceste două entități să se confrunte, și vorbind de confruntarea militară, Robert, cum se pot înțelege cumva, dacă vreodată, aceste mentalități rusească și occidentală, pentru că vedem această abordare pe care o susține Putin și la care nu va renunța cu siguranță? E o abordare bazată pe fake-uri și pe propagandă. Și atâta timp cât în Occident nu numai politicienii, ci și cetățenii recunosc această manipulare, cred că Occidentul, și aici din Occident face parte evident și România, se află pe partea sigură a istoriei. Dar vedem cu mare îngrijorare că mesajele antioccidentale de la Kremlin prind foarte bine, nu numai în societăți vulnerabile,
ci și în societăți care au luat calea Europei, cum ar fi România, din nou. Există conspiraționiști, există bule întregi pe social media care abia așteaptă aceste semnale de la Kremlin pentru a le propaga, pentru a le distribui, iar decadența occidentală, nu-i așa, diabolică, este combătută cu ajutorul lui Putin, lui Kiril, alți lideri politici și religioși care, nu-i așa, apără Sfânta Țărișoară sau, haide să-i spunem cum vrem, de influențele nocive diabolice ale Occidentului. E un discurs care prinde extraordinar de bine la conspiraționiști, la anti-europeni, anti-occidentali. Deocamdată în România vedem că procentajul acestor forțe este încă destul de scăzut, dar e în creștere. În Germania asistăm totuși la o creștere a voturilor, numărului voturilor pentru alianța AfD, extremistă de dreapta, naționalistă, și vedem modelul AfD care prinde foarte bine și în România, vezi AUR, și în alte state. Deci, din acest punct de vedere, discursul lui Putin de astăzi, care nu conține nimic nou, nicio surpriză, este interesant și important pentru că, chiar dacă nu conține nicio surpriză, conține elementele importante pentru a menține la același nivel sau a ridica nivelul propagandei antioccidentale. Mai spune președintele Rusiei în continuare, vom face tot posibilul, apropo de țărișoara de care vorbeați, vom face tot posibilul ca pacea să se întoarcă pe pământurile noastre, luptătorii noștri luptă pentru viitor, iată, vorbește despre viitor, pentru restaurarea dreptății istorice, vorbește despre viitor, întorcându-se în trecut, de fapt. Înțelegem cu toții cât de greu este pentru rudele soldaților căzuți, voi propune crearea unui fond de stat special pentru a susține veteranii și rudele soldaților căzuți. Iată, încep și propunerile de ordin economic. Este datoria noastră să susținem familiile care i-au pierdut pe cei dragi, mai spune Vladimir Putin. Probabil că și acesta a fost un moment de aplauză la care am privit cu toții ceva mai devreme. Sunt mișcări, aceste decizii de a acorda ajutoare sunt chestii foarte obișnuite în Federația Rusă. Și, după fiecare dar cât conflict, contează? Vedem că se repetă asta. Datorită propagandei, contează foarte mult. De pildă, la una din cele mai înalte universități, una din cele mai bune universități din Federația Rusă, MGIMO, care este Academia Diplomatică a Ministerului de Externe al Federației Ruse, persoanele care au stagiu militar efectuat în Ucraina intră mult mai ușor. Altădată o universitate care era considerată de elită, deja pentru a atrage oameni care să lupte, oferă și astfel de sisteme beneficii. Ai niște bile albe și niște favoritisme. Pentru foarte multe minorități sărace din Federația Rusă, și aici mă refer la iacuți, bașchiri, tătari, ceceni, popoarele din Dagestan, cariera militară este un lift social acceptabil. O carieră militară oferă beneficii, ca și în România. Ce alte șanse au? O altă șansă ar fi să muncească, să spunem, în construcții la Moscova sau să emigreze către alte state. Iar pentru foarte mulți tineri, să spunem, din Asia Centrală, tot o carieră în armata rusă era ceva la care ei visau. Și foarte mulți s-au înrolat. Iar în momentul în care au fost trimiși pe front, au existat și multe cazuri de dezertare. Dar în Federația Rusă, o carieră în serviciile de informații, o carieră în armată, este considerată o meserie onorabilă și, cum am spus, pentru foarte multe minorități naționale este un bilet de succes, pentru că alternativele sunt foarte slabe în regiuni cum este Tuva sau Bașchiria sau Iacuția. Iar faptul că aceste minorități naționale sunt suprareprezentate în armata Federației Ruse, poate aduce anumite impedimente în viitor Federației Ruse, pentru că anumite mișcări secesioniste sigur își vor trage rezerva umană din acești veterani. Dar în acest moment Putin apare ca un împărat, el este deja obsedat de ce lasă în urmă, de așa numita legacy, deja sunt anumite mișcări pe internet în care Putin este prezentat ca împărat, îi se propune să preia tronul, să se încoroneze. Putin, sunt icoane cu Putin prezentat ca Sfântul Gheorghe. Este deja încoronat, practic, în aceste
icoane. Da, și... în afară de Stalin, nu cred că și de... Din perspectiva sa religioasă, da, este deja, da. Din punct de vedere al modului în care controlează statul rus, cred că doar Stalin, în ultima sută de ani, a reușit să controleze atât de bine destinele poporului rus. Pentru că chiar și pe vremea URSS-ului exista acel birou politic al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, unde erau diferite facțiuni, se mai controlau unii pe alții. Deci mai exista o variantă de control și de... Da, bine, nu era control, erau luptele lor, nu îi lăsau să fie foarte abuzivi. Dar să în acest... fie niciunul ca să nu fie peste, da, celălalt vreunul din ei. Dar în acest moment Putin nu are rival la nivel de societate. Chiar și atunci când era cu Medvedev, era o rivalitate controlată pentru a da impresia unei democrații în Federația Rusă. Așadar, Putin vorbește la această oră, va mai dura discursul lui, nu știm încă până când va continua să vorbească, dacă va răspunde la întrebări sau dacă, așa cum spuneai, Mihai, va lua și telefoane de la telespectatori. Nu sunt anunțate și nu sunt probabil nici spontane, deci da, înseamnă că nu vor fi deloc. Vă puteți uita în continuare la declarațiile președintelui rus la câteva ore, practic, de aniversarea unui an de la invazia începută de el în Ucraina. Mulțumesc invitațiilor pentru discuția de astăzi. Mulțumesc, Mihai, mulțumesc Robert. Puteți urmări în continuare discuția pe tema discursului lui Putin, pe măsură ce apare și traducerea, în continuarea emisiunii pe Prima News. Andrei Gheorghe vă așteaptă cu alți invitați pentru a vedea mai departe ce va spune Putin lumii și țării sale. Eu sunt Raluca Alhadad, ne revedem mâine dimineața la 9 fix. Rămâneți cu Prima News.